la 5.000 acasă, Alin. Ma. Așa, ca să te poți. E bine așa? Da. Ha? Ha. Doamne ajută, da, bună seara, bună seara. La orice la noi e bună ziua, dar vă spunem bună seara, că știu că dumneavoastră... Da. Bună seara tuturor, bine ați venit! Vă rugăm și un like, dacă se poate. Vă rugăm din suflet. Vă pup pe suflet. Un like. Like distribuire, alo să ne înțelege. Încetuți, abăla. Aca, aca. Foarte bună, Rindu. Ceva, du-te acasă, tată. Am fost un pic pe afară, ne-am plimbat. Și da. Acum am zis să intrăm un pic live. Să vă salutăm pe toți. Încă așa, mică, nu știu. Acolo. Așa, învață și tu, mama. Întindu și eu să-ți dau like. Gianluca Bretea, bună ziua, bună, bună, binevenit. Cine? Așa, vă mulțumesc din suflet tuturor. Pentru like-uri, vă mulțumesc. Uite, ți-am mai dat și eu numărul 5. Da? Bun. Dacă mi-ai dat și tu. Ce faceți? Cum sunteți? Cum e timpul la dumneavoastră? Cum e aveți și... Cum e timpul la dumneavoastră? La noi e așa, așa, așa. Nicu 71, bună ziua, bine ați venit! Nicu, te pup, tată, te pup! Avălă, că știe tată, campionii! Noi ce am fost puțin pe afară, am făcut o plimbare, am făcut Mircea TikTok-uri, am făcut poze. E din ce în ce mai frumos, pentru că na, toți pomii sunt înfloriți. E totul foarte frumos. Ce plictiseală era mine, mi-am luat... Un remi să joc cu mama și cu tata. Bravo! Ne bucurăm! Da. De ce? E plouă afară? E timpul urât? Dar zici că e plictiseală? Gianluca. Oh, bine ați venit, stimată doamnă! Vă pup! Bună ziua, duminică plăcută să aveți și bucurie în suflet, oameni frumoși! Doamne ajută și dumneavoastră! Sănătate multă, stimată doamnă! Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase. De fiecare dată sunteți foarte drăguță și ne scrieți mesaje foarte frumoase. Nu țin să vă mulțumesc, să rămână din suflet. Vă doresc o după amiază plăcută în continuare, sănătate multă. Cu tot dragul! Plouă tare și am vrut să ies pe afară, am înțeles. Și la noi a plouat azi noapte. E și aici, e înnorat, acum e înnorat, iese soarele. Sperăm să nu mai
să plouă, dar noi ce putem să facem? Timpul. Noi putem pune contra timpului. Dar e frumos, nu? E așa o zăpușeală. Am zis să mai intru și eu puțin live, că nu am mai intrat de foarte mult timp și am zis să mai intru și eu live. Așa este și la mine, soare, nori, amestecat, da. Acum, n-avem ce să facem. Ce facem, Miciulică, de ce nu mai face live-ul pe TikTok, că îmi plac. Păi dimineața a fost live, n-ai fost live? Azi dimineață. Azi dimineața a fost live pe TikTok. Nu o să mai fac multe. Nu mai face multe live-uri pentru că nu mai vrea scandal, vă dați seama că... Și nici nu mai vrea să mai facă circ, pentru că ați văzut și dumneavoastră, lumea nu înțelege. Am săturat de ceartă de tot. Face Caterinca și lumea ați văzut. Deja îmi trecuse măsura unii oameni cu alte conturi și înjurau în numele lui Miciulică Gordon. Și nu e ok. Intră mai rar live, nu știu. Poate de seară o să mai fac un live, probabil, nu știu. Mai rar că e mai drăguț. Mai rar că e mai drăguț, știți dumneavoastră. Da. Cel mai bine așa. Păi da. Decât să mă bag, să mă scălesc cu toată lumea, prefer să stau mai la umbră. Mai bine își pune un film și ne uităm la un film. La corect. Și nu are de ce să stea să fac atâta circ. Pentru ce? Că nu se merită. Și noi așteptăm, mai are Alin 2 săptămâni de școală, așteptăm să ia vacanță, să putem să mai plecăm și noi, să așa, măcar în sfârșit de săptămână, să mai mergem, să ne cazăm la un hotel, așteptăm să dea drumul și la, pentru că încă hotelurile și restaurantele nu sunt deschise. Și să mai plecăm și noi, să ne mai plimbăm. Să mai filmăm și noi alte locuri, să vă mai arătăm cât de frumoasă e Irlanda. Pentru că sunt locuri foarte, foarte frumoase. Putem să punem și altceva pe YouTube, nu neapărat numai scandal. Pentru că nu se merită, numai scandal, scandal. Mult mai frumos să stai în natură, să te plimbi, să... Sunt atâtea de făcut în viața asta decât cearcă. Să stai numai să te cerți, Doamne, nu-și mai are rostul, pentru că am văzut deja ce e cu online-ul ăsta și nu se mai merită. Dar ce să facem? Unora le și place să facă chestia asta, doar din asta cu asta să hrănesc. Și cu asta... am spus foarte multe pentru că am văzut că lumea nu se oprește și nu o să se oprească nici când, pentru că invidia și răutatea e la Floricica Alaci. Bună ziua, doamna Mihaela, sunteți o doamnă cu mare vă pup din Spania. Bună ziua și bine ați venit! Lumea tot caută și puteți să faceți un videoclip unde faceți un grătar cu prietenii. Nu știu cum să-ți spun, noi stăm la bloc, noi nu avem unde, nu putem să facem prieteni noi aici, nu avem.
pentru că e mai bine să nu avem prieteni. Credeți-mă. Da. E cel mai bine. În străinătate nu-i bine să ai prieteni, pentru că dacă ai prieteni, credeți-mă, familia ți se duce pe apa sâmbetei. Adi Marius, bine ai venit! Doresc o după amiază plăcută, Adi Marius, sănătate multă. Da, pentru că noi suntem trecuți până astea și nu. Prietenii cât mai la distanță. Prieteni, nu avem doar cunoștințe, atât. E cel mai bine. Pentru că nu se merită. În ziua de azi, credeți-mă, nu se merită să ai prieteni. Prietenii sunt doar prieteni pe avantaj. Să-și vadă interesul și atât. Noi suntem trecuți până din astea și nu, chiar nu mai îmi doresc. Nu am de ce să avem prieteni. Floricica Alaci, spune-mi că nu e adevărat. Te rog să-mi spui. Dacă spui că stai în Spania, spune-mi că eu nu am dreptate. În străinătate e cel mai bine să nu ai prieteni și mai ales români. Dacă ai prieteni, să ai de-a străini. E cel mai bine. Pentru că românul e cel mai mare dușman al românului în străinătate. Vă uitați la Survivor, cu cine țineți? Nu prea ne uităm. Românii prieteni, mai ales în afara țării, nu. Nu! Pentru că nu e bine să ai prieteni. Nu vreau să vorbesc mai mult, că nu o să merită. Dar știți dumneavoastră destul de bine ce spun. 1-2 prieteni maxim, nu mai mulți, dar trebuie aleși. Dar avem. Avem prieteni, dar nu sunt pe interes. După online avem prieteni, dar chiar sunt prieteni cu adevărat, credeți-mă. Deci acei oameni care noi avem prieteni, nu sunt pe interes. Și sunt niște oameni cu un suflet atât de mare, credeți-mă, cu un suflet atât de mare, de să le dea bunul Dumnezeu multă, multă sănătate, multă fericire, multă liniște, pentru că acele persoane chiar merită tot ce e mai bun. Nu avem mulți, dar nici nu trebuie să avem mulți. Și sperăm să ne și vedem cu acele persoane. Sunt persoane care le-am cunoscut aici, pe online, dar chiar sunt prieteni adevărați, credeți-mă. Ziua de azi, prieteni, mai puțin, că de ce să ne facem probleme când putem să stăm liniștiți? Păi da. Am cunoscut o grămadă de prieteni falși pe lângă tine, se dădeau sfinți, se dădeau de tine și pe la spate băgau venin. Știi, Adi Marius? Știe. Știm. Adi Marius, da. Și Mic Nicul, vă pupăm pe suflet. Vă chiar sunteți niște oameni serioși. Nu, să știe, poate vreodată ne vom vedea, că lumea... Eu sunt în Spania de 20 de ani și am prietenii mei, sunt familia mea și restul. Am foarte mulți prieteni spanioli care sunt oameni cu caracter și bravo. Ați văzut? Doar familia ți-e prietenă, că da, orice ar fi, români nu pot să ai prieteni. Nu, familia. Acum nu toți suntem la fel, dar trebuie să, cu grijă cum îi alegem lângă casă. Așa este. Am văzut la Mircea că nu mai urmărește multe persoane, cum urmărea înainte pe tine. Păi nu, de ce să urmărească atât de multe persoane? Și acele persoane nu fac nici măcar un duet, nu îi lasă niciun mesaj frumos. Și prefer să urmăresc oameni la care să îi mulțumesc, că nu pot mulțumi pe toată lumea. Adevărul că nu pot mulțumi pe toată lumea și decât să provoc chiar ceva... Mai bine, mai puțin, dar... Și adevărat. Cât timp ai bani și ajuți, toți sunt lângă tine și dacă le ceri un ajutor, se dau loviți. Așa este, ai foarte mare dreptate, Adi Marius. Oi, oi! Oi, oi. Știm, noi nu ne facem prieteni de ăștia care numai să-i ajutăm. Nu. Oi, oi, chicule. Dacă eu n-am fost pățit, nu știu cine a fost pățit. Nu se merită, v-am spus. Noi de când suntem în Irlanda, eu de când sunt cu Mircea în Irlanda,
Alții au venit la noi și s-au împrumutat de bani. Noi nu ne-am împrumutat la nimeni de bani. Credeți-mă. Deci noi nu ne-am împrumutat niciodată la nimeni. Alții au venit la noi și s-au împrumutat. Dar nu recunosc. Credeți-mă. Am pus și bani la poștă și am trimis în România pe numele nostru, pentru că ei nu puteau să trimită. Erau pe social și nu puteau să trimită bani în România. Și după aia ne-au întors spatele și ne burfesc și acum, la tot pasul, dacă pot să ne burfească, cu mare drag o fac. Suntem pățiți, stați liniștiți. Da. Așa că, nu. Eu cu Mircea și cu copilul, atât, e cel mai bine. Avem cunoștințe, ne salutăm, salut și atât. E mai bine așa. Pentru că nu se merită. De ce să ne facem dușmani când putem să stăm liniștiți? Asta este. De când cu online-ul ăsta s-a dat, ce numai cu online-ul, de când cu pandemia asta s-a înrăit lumea, dar nu se mai poate. Eu nu doresc nimic decât comunicări cu respect și să curgă viața cu armonie, de prietenie. Așa este, da? Știm. Și noi ne dorim asta, dar vedeți că prea tare s-a înrăit lumea. Asta eu la 18 ani plec din România că nu îmi place aici. Credeți-mă că în străinătate copiii sunt mult mai, e școala diferit de România, nu sunt atâtea discriminări cum sunt în România, profesorii nu bat copiii, copiii nu se bat între ei, eu nu am văzut. De când e Alin la școală aici de 3 ani de zile, eu nu am văzut copii să se bată, să facă discriminare între ei, pentru că nu au voie. Dar, nu, ce să facem? Au alte facilități aici, mult mai bine integrați, adică sunt multe. Copilul meu a spus că n-ar mai pleca niciodată în România, să meargă doar în vacanță și atât. Dar ca să plece, să stea în România, i-am spus, mamă, dacă s-ar întâmpla să nu mai stăm în țara asta, ce ai face? Nu știu ce aș face, dar eu în România n-aș merge. Pentru că e totul diferit. E altă mentalitate. Lumea e mult mai deschisă. Nu e ca în România, vezi, numai înainte. Trebuie să mai vedem și noi ce mai e în Occident. Și după aia să stăm numai ca... Da, asta este. Fiecare face ce îl taie capul. Rămâne cu mentalitatea aia de... Dar cu 100 de ani. Nu mai avem nici fotbaliști cum aveam înainte. Aha. Pot să mai spui o dată? Și de 10 ce, ori. Mai e ceva bun în România? Că nu mai este nimic acum. Copilul meu joacă fotbal. Dar e atât apreciat, credeți-mă. Deci noi ne găsim cu antrenorii lui pe stradă și atâta laudă pe Alin, de nu vă pot spune cât îl laudă și cât... Deci, nu știu, bine, v-am spus, depinde și de mentalitate și de toate. Este mai bine acolo cu siguranță, nu faceți greșeala asta să veniți în România, că aici este viața o farsă. Toate... Așa este Nicu 71, așa este, aveți mare dreptate, pentru că știm, am plecat din România pentru binele lui. E sănăcie.
Eu știu că și eu am lucrat în România și lucram pe 9 milioane și nu mi-ajungeau banii să-mi plătesc facturile, dar păi să mai am să-i port la școală. Deci știu, doar de-aia am și plecat în străinătate. Păi și eu joc fotbal, e greu să faci performanță, dar n-ai greu. Marius Calman, bună ziua, bine ai venit, respect pentru familia voastră frumoasă, doamna Mihaela, forță mondială. Marius, te pup, Francesu. Vă salutăm din Franța, toți din chat, la doamna Mihaela și familia Armiciului, mulțumim, sănătate multă la toată familia, vă mulțumim, domnul Marius, sănătate la soție și la copii. Gianluca Bretia, pe ce post, atacant joacă Valin, e atacant. Da. Dar credeți-mă, deci... I-am cumpărat și echipament și ghete de sport. Adică acum vrea să, când o să se deschidă toate, vrea să facă și box. Și o să meargă să facă și box pentru că e bine pentru el. Nu o să facă de performanță, dar acolo o să știe să sapere. Să nu fie chiar pup, familia mea, mulțumim. Și eu cu familia mea, mulțumim, doamna Mihaela. Cu mare drag. De ce să nu-l lași? Sunt multe de spus, dar mă abțin că știm cu toții viața din România. Păi vă dați seama că de bine nu am plecat. Credeți că eu am plecat de bine? Nu. Dacă munceam, deci munceam în România și eu știam că s-a angajată cu carte de muncă și când m-am dus la forțele de muncă, eu nu eram angajată. Dar pe mine patronii mă mințeau că eu s-a angajată. Ca să vedeți. Semnam acolo acte, dar eu erau niște acte făcute de ei, așa, la vrăjeală. Nu că eu aș fi fost, îmi plăteau ei taxe la forțele de muncă sau ceva. Nu. Da, dar la box mi-e un pic frică, că poate îmi iau niște pumni în gură și na. Păi, dar nu, că acolo te duci și cu echipament. Nu te duci și îți iei pumni așa. Filip 77, vă pup și vă doresc un minică minunată. Doamne ajută, sănătate multă, tot binele de nume, oameni frumoși. E bine să facă și box, că nu strică. E pentru binele lui. Și mai ales Alin că e în creștere și îi și place. Dacă nu i-ar place, că nu-l forțez eu, el vrea. Dar fotbalul i-a plăcut de mic. Și e din ce în ce mai ambițios. El e ambițios ca mine. Că nici eu nu mă dau la o parte. Oricât m-ar jigni lumea și cât ce n-o s-o spus aici pe platformele astea. Tot vrute și nevrute. Dar nimic din ce s-a spus nu e adevărat. Nu a venit nimeni cu nicio dovadă cu ce mă acuză ei. Și atunci nici nu mă dau la o parte, nici dau naibii, să crape toți, că eu nu o să plec după YouTube. Nu vreau. Uite că așa cum sunt eu, dar mi-am făcut canal de YouTube și le dovedesc că pot să merg mai departe, așa cum fac ei în toate felurile. La ce echipă joacă Alin? E aici o echipă la noi în oraș. Nu știu cum îi zice la echipă, nu știu numele echipei. Este stelist sau sunteți steliști? Nu. Eu nu prea mă uit la sport. Nu știu, Alin, nu știu cu ce echipă ține în România, nu știu să vă spun. Dar și în România, când eram, deci rupea terenul. Mergea la fotbal, dar nu puteam să-l opresc. Adică tot timpul era numai pe teren. Doamna Mihaela, ați realizat în viață tot ce v-ați dorit, aveți o familie frumoasă și invidia nu dispare pentru talentul lui Ciurică Cordon pe YouTube. Mor toți dușmanii, da, lumea e rea, în special. E, așa este Filip 77. E foarte rea, s-o înrăi lumea de Ciurică, ai la un fotbal. Da, Ciurică nu prea îi place să joace fotbal. Ciurică îi place doar să meargă în sala de mese, acolo îi place cel mai mult. Să mănânce cât mai mult. Și până la 1-2 noaptea, dacă se poate. Și
Și mănâncă tot felul de mâncăruri. Nu vă gândiți că îi dau numai ciorbă sau... Ați văzut ce mâncăruri mănâncă Mirciulică Cordon? Nu o să se oprească niciodată în a ne jigni. Hai că îl jignește pe Mircea, dar și pe mine. Deci am văzut femei mai mult mai în vârstă ca mine, care atât mă judecă și atât mă face în toate felurile. Nu înțeleg, eu chiar nu le înțeleg rostul. N-am văzut o doamnă care eu chiar nu am jignit-o și nu o să o jignesc, pentru că e mult mai în vârstă ca mine. Și dumnea ei, la vârsta dumnea ei, ar trebui să meargă cu nepoții în parc, să-i plimbe, să... Da, învețe mai... poezii și multe altele. Te rog din suflet, nu-i pronunț numele, dar m-o jignit. În dimineața asta chiar m-o jignit pe un canal și vreau să-i spun acelei doamne să-și vadă de treburile dumnea ei, pentru că eu nu o să o jignesc, nu am jignit-o niciodată și vă rog din suflet, stimată doamnă, dacă vă credeți o doamnă, la vârsta dumneavoastră, vă rog frumos să nu mă mai jigniți. Vorba de femeia din Germania. Că nu v-am jignit niciodată și nu o să vă jignesc. Dar vă rog să vă abțineți la adresa mea. Nu v-am făcut în niciun fel. Vă rog din tot sufletul meu să vă retrageți cuvintele la adresa mea, pentru că nu v-am jignit și nu o să vă jignesc. Să vă opriți la adresa mea cu jigniri și cu tot felul de aberații care le spuneți dumneavoastră. Că sunteți o doamnă respectabilă, cum spuneți dumneavoastră. Și eu aș fi, nu știu ce, nu cred. Vă înșelați, stimată doamnă. Nu am fost niciodată și nu o să fiu ce ați spus dumneavoastră despre mine. Vă rog să vă retrageți cuvintele. Vă rog din tot sufletul meu. De-ai pace, nu mai băga asta. Ciulica aleargă la pot, dar slăbește și nu este ok să alerge după minge. După minge. Nu așteptăm să se deschidă sălile de sport, că vrem să mergem la saună. Să mergem la piscină, la... Și atunci am spus că vreau să pe toate să facă pe bandă, pe orice, pe bicicletă, să intre în sala de... Da, Nicu 71. Pentru că mi se tot aduc acuze mie și mă tot jignesc în tot felul. Dar acea doamnă a fost cu mine cumva când eu mergeam la muncă și trăgeam din greu, nu cred. Că mă tot jignește non-stop. Nu înțeleg de ce nu se oprește acea doamnă. Hai că-l jignește pe Mircea. Am înțeles că are ceva cu dintele lui Mircea. Dar cu mine ce are? Eu n-am deranjat-o cu nimic. Și nu o să o deranjez niciodată. Că nu-mi permit. Am 5-7 ani de acasă și am bun simț. Nu că are canalul ei de YouTube. Dar eu n-am jignit-o și nu o să o jignesc niciodată. Andrei Cosmin, bine ai venit. Te pup, Andrei. Bună, bună. Așa își face canalul. Cine? Doamna care ai zis din Germania. Dar să-și facă pe spatele ei, nu pe mine, pe numele meu. Să mă lase în pace, că nu am deranjat-o cu nimic. Eu nu cred că am jignit-o, tu ai jignit-o, dar eu nu. Și nu-i permit să mai își aducă la adresa mea injurii, pentru că să se uite la vârsta dumnea ei și să meargă înainte cu ale ei, nu cu mine, că eu chiar nu am jignit-o și nu am nimic cu persoana ei. Nu vreau să-i pronunț numele, că îi dau prea mare... N-are importanță. Nu are importanță, nu, chiar nu vreau să-i dau numele. Nu mai pronunțăm numele la nimeni pe canale. Ea mă jignește pe mine pe peste tot. Chiar astăzi de dimineață, Mircea intrase la cineva pe live și eu intrat cu Mircea acolo și m-a jignit pe mine. Și nu i-am jignit, nu i-am jignit. M-a făcut în toate felurile. Cu toate că eu n-am jignit-o niciodată și nu o să o jignesc, că am 5-7 ani de acasă. Și nu-mi permit să jignesc. Dar să-i fie cine. De-aia au făcut ca să mă iau de ea. Ca să aibă motive. Da.
Să-l jignească pe Mircea, dar pe mine să mă lase că în pace. Lumea știe că dacă mă zice de mea, e la sau de Alin sau de fată, mă aprind. Dar nu o să mă mai aprind, o să zică fiecare ce vrea. Că nu o să mă mai aprind la nimeni. Știu, Ademarius, dar nu. Eu nu am jignit-o și mă deranjează, că nu am jignit-o cu nimic, niciodată. Dar știe lumea, dar ea vorbește non-stop de toată lumea. Și nu îi mai permit să mai vorbească de mine. Și să mă facă în felul cum mă face. Pentru că eu nu mă dezbrac ca ele pe YouTube și nu fac nimic ieșit din comun. Credeți-mă! Wow, cât i-aș zice, dar nu știu că nu ați fi de acord. Știu cine, caracter zero clar. Da, știu. Bravo! Știți, domnul Nicu, cine este? Știi numii tale. Știți mai bine. Dar... în loc să-și vadă de bătrânețele ei, să tot leagă de toată lumea. Eu înțeleg că e frustrată, dar... nu știe de ce să se mai lege. Ba să leagă de donații, ba să leagă de abonați, ba nu mai știe de ce. Ba că eu aș fi nu știu cum. Mă, femeie, m-ai întâlnit vreodată pe undeva? Ai văzut vreodată vreo filmare cu mine, undeva? Arată-mi și mie să văd și eu. Ce că mă tot plimbați pe peste tot, dar eu n-am fost în viața mea pe unde m-ați tot plimbat voi, pe mine. Eu am muncit din greu. Dacă ar munci toată lumea cum am muncit eu din greu, ar fi bine, dar... văd că ție nu îți place, că te înjură și ei de asta fac, dă-i bloc și gata, că ăștia... da, ca să scoată ce mai rău de mine vrea. Nu, dar această doamnă o tot veni pe canalele noastre și am blocat-o, pentru că dânsa când vine pe canalul nostru discută de alții, nu discută de o problemă ce ar fi la canal sau... și nu vreau să permit la nimeni. Când vii pe canal la cineva, discută de persoanele care sunt în cauză și nu discuta de alte persoane după alte canale, asta nu-mi place. Și de atâta frustrare mă tot jignește pe peste tot. Pe unde poate, pe acolo mă jignește. Da, păi, n-ai văzut, Ademarius, că își fac 10.000 de conturi false și intră și jignesc. Dacă aș vedea persoanele să mă jignească cu numele lor, adevărat, nu cu fake-uri. Eu nu intru pe canal la nimeni să jignesc. Dacă am intrat pe canal la cineva... am scris doar un mesaj frumos, am salutat chat-ul, am salutat acea persoană care face live și atât. Nimic mai mult, i-am urat live ușor și atât. Nu am jignit pe nimeni. Să-mi aducă cineva o dovadă că eu, cu numele meu, aș fi jignit pe cineva, nu cred. Că își fac alții conturi cu numele meu și jignesc, nu sunt eu acea persoană. Doamna Mihaela, o pică pe personală, pe familia voastră și vor... tantamări tot timpul, au ciudă pe talentul Meciulică pe YouTube. Știu. Mi-ați luat vorba sincer, asta am vrut să zic. Sunt lași pe chestia asta și că nu-și pun cu numele lor. Nu ăsta cu contul meu cu care fac videoclipuri, cu jocuri, nu am înjurat pe nimeni. Da, sunt foarte mult, am văzut foarte multe fake-uri cu numele meu. Dar nu am fost eu. Deci eu nu îmi place să mă jur, dar nu fac așa ceva, pentru că nu îmi place. Dar de ce eu aș înjura o persoană? Pentru ce? Cu ce ocazie? Nu îmi place să înjur. Pe nimeni să intru să jignesc pe cineva. Alții o fac. Eu nu.
E ușor doar să stăm să jignim. Cu ce ne alegem că tot jignim? Nu înțeleg. Eu chiar nu înțeleg rostul. Că tot jignim non-stop. În loc să ne vorbim frumos, să ne salutăm, să ne spunem acolo de sănătate și doar să ne jignim. Deci, Rică, când mi-ai făcut videoclip, când mai faci videoclipuri cu OMTV? Nu știm când o să mai facă, nu știu, poate săptămâna viitoare sau chiar când mai faci. Nu știm. Mai faci de seara OMTV? Nu. Nu știm, poate luni. Ați văzut că și pe OMTV îl cunoaște toată lumea. Că știe că sunteți mult mai sus față de ea și asta este invidia asta mare și pe deasupra trebuie să ai ceva în cap să produci o comunicare, dar că ea nu. Nu știu dacă știi Nicu 71 cine e, o persoană mai în vârstă care face YouTube, nu știu, face de mai mult timp ca mine, habar nu am. Eu rog pe toți youtuberii să-l lase pe Miciulica așa cum este, el și voi, toți youtuberii care vă credeți, ce vă credeți, mergeți mult mai departe și uitați pronunțarea la numele Miciulica Gorgon. Ok, scuze, dar mă duc pe dreptate. Nu am zis că nu ai dreptate, Nicu 71, dar poate nu știi despre, dar nu vreau să-i pronunț. Eu, femeie bătrână, în vârstă, care face YouTube, și care jignește pe toată lumea. Eu înțeleg că are invidie pe Miciulica Gordon și îl jignește non-stop. Dar astăzi chiar m-a jignit pe mine și m-a adus la adresa mea niște cuvinte foarte jignitoare. Care nu înțeleg cu ce am jignit-o eu pe acea doamnă. Nu am jignit-o cu nimic, nu am atins-o cu nimic. E o femeie bătrână. Îți spune multe dacă știi despre cine vorbesc și nu... Face YouTube, nu știu, poate mai dă mai mult timp ca mine, nu știu, probabil are și mai mulți urmăritori ca mine. Dar asta eu nu sunt invidioasă pe ea că ea ar avea mai mulți urmăritori ca mine. Credeți-mă. Nu mă deranjează cu nimic că ea are mai mulți urmăritori. Nu știu câți abonați are, pentru că și-o ascuns câți abonați are. Oricum, cred că face mai de mult YouTube ca mine. Și jignește ea pe toată lumea. Da, să ne știți. La vârsta ei chiar nu îi se mai stă să jignească și să blesteme și să... Știți, face multe ritualuri. Știți, domnul Nicu, despre cine vorbesc, dar nu vreau să-i... Ana Maria, bine ai venit, dar o să de acolo înțelegi de cine e pusă să se ia de toți. Ce face Mircea acolo? Mircea, nu știu, cred că e pe TikTok sau pe... Îmi place de așa că și la ăla intră mulți ciudați, dar îi dă jos instantaneu. Nu mă bag acolo pentru că nu vreau să comentez nimic. Ana Maria, ce faceți? A, te referi la OMTV, am înțeles. Vanessa Covaș, bună ziua! Bine ai venit!
Nu. Doar că mă deranjează că mă jignește și nu i-am făcut nimic acelei doamne. Eu îi spun doamnă. Hai, Ana Maria, să fim serioși. Pă, cine a pus-o să te jignească pe tine? Hai că te-o jigni pe tine. Cine a pus-o să te jignească pe tine? Hai să fim serioși. O femeie la vârsta ei, are cred că peste 60 de ani, nu cred că îi să stă așa frumos să jignească pe toată lumea. Crede-mă. În loc să-și vadă de bătrânețile ei și de acolo așa, de boala ei care o are, să nu mai jignească pe nimeni. Credeți-mă că e mult mai frumos. Poate să-și facă like-uri și să fără să jignească pe nimeni. Eu nu am văzut live-ul Ana Maria, nu știu despre ce vorbești. Eu știu, te-o jignit, știi tu pe canal când te-o jignit acea femeie și nu a fost frumos. Te-o jignit fără să... Dar ce zice? Nu ne mai interesează de nimeni, dragă. Pe care să-și facă cum știe, nu mă interesează, nu jignim pe nimeni, nici pe ăla, nici pe ăla, nici pe ăla. So, eu îți mulțumit că oamenilor cât bă, m-am retras, nu mai o să vorbesc de nimeni și nu mă interesează nimeni. Ceea ce am făcut cu Caterinca la băiatul din America, am făcut-o când permit și mi-asum atât. În rest, n-am treabă cu nimeni. Și poate să mă înjure pe care liber să mă înjure, dar să mă înjure pe mine, să nu mi înjure familia. Că când înjurați familia, atunci nu iasă bine. Pune pe bun și îți explic. Noi știm ce vrei să spui, Ana. Ai că volută-i, Doamne, bucă. Doi, luați așa din ăla cu colțul și să ridică țucă, tata, mă, dacă știe, tata Odi. Nu te mai consuma, Ana, dragă. Nu te mai consuma și încearcă să nu te mai bagi în certuri cu alții youtuber, că nu-i băga în seamă, dragă. Tu vezi în seama ta, ai un bărbat frumos, ai tot ce trebuie. Nu-ți dă nimic YouTube-ul ăsta. Nu te să-ți faci nervi nimic, dragă. Lasă-i fiecare să facă ce știe ei că au de făcut. Atât cât timp că YouTube-ul nu-ți dă absolut nimic, îți spargem și te bagi niște discuții. E pus să jignească așa pe live, a zis de ce nu uitați... Nu ne mai interesează. Nu mai vreau să dau importanță la nimeni, pentru că... La nimeni nu vreau să mai dau importanță. Vreau să fiu eu cum am fost eu. Păi nu, păi mă jignește ca eu să... Dar eu nu o să... Mă jignește cum ea, ela ca să ies iar eu să jignesc. Dar eu nu o să jignesc. Și nici eu. Doar că vreau să spun că la vârsta dumnea ei, să-și vadă de bătrânețe, dă medicamentele păi, normal, care le ia de boli. Eu i-am zis să-și ia tratamentul. Și să meargă mai departe, să mă lase pe mine în pace, că nu am deranjat-o cu nimic, credeți-mă. Și nu o să o deranjez niciodată, pentru că nu-mi permit. Am 5-7 ani de acasă, am bun simț și nu-mi permit să jignesc bătrâne pe internet. Vedeți-mă. Da, pe... Alții face nu vă. Nu știe de ce să se mai lege. Da. Bacă de bani, bacă de maia. Eu nu cred că ea face YouTube... Și nu ia niciun ban. Eu da, nu cred. Eu nu cred. Toată lumea ia bani. Adică eu la 3.000 de abonați cât am și tot iau 200 și ceva de euro pe lună, de YouTube. Că îmi fac vizualizări, că
acolo cum fac eu, ce postez eu pe canalul meu și tot iau 200 și 250, 300, depinde cât, câte vizualizări îmi fac și eu pe lună. Deci la 3000 de abonați. Da, că nu pot să fac ca Mirciurică. Mirciurică, no, e mai sus ca mine, că e regele TikTok-ului, e altceva. Are colțul ăla, e, e vedeta YouTube-ului, colțul lui, colț alb, ce pot eu să fac? Dar cu toate că nu primesc donații, dar 250-300 de euro tot îi iau de la YouTube. Așa că nu poate să-mi spună mie acea doamnă că ea nu face bani din YouTube. Hai să fim serioși. Ia. Ia, la Mirciurică este grosul pe lună. Da, păi, na, Mircea e, are mai mulți abonați. Nu mă mai pun la minte ei, dar am văzut astăzi de dimineață cum o jignit Ana Maria și eu n-aveam nicio treabă. Eu de asta am și spus. Nici nu-mi doresc să port o conversație cu dumneai pentru că nu îmi permite religia mea să mă iau de o doamnă în vârstă. Credeți-mă, nu am ce replică să-i dau, doar că vreau să-i spun acolo să se oprească pentru că nu am jignit-o și nu o să o jignesc. Că nu-mi permite religia. Doar să mă lase în pace. Atâta o rog. Poate să se ia de Mirciurică, dar de mine să mă lase în pace. Că nu am jignit-o. Nu îi dau importanță, doar că am vrut să-i dau replică, că nu sunt chiar așa fraieră. Așa urâtă, proastă cum sunt eu, dar să mă lase în pace așa cum sunt eu. Nu mă duc la masa dumnea ei, nu îi cer bani împrumut, nu am cerut să mă ajute cu nimic, să mă lase așa cum sunt eu. Mă descurc, sunt vaccinată, am o vârstă pe care o am, știu să mă descurc. Știu să merg la serviciu, știu multe. Dar nu mă interesează. Asta e invidia și răutatea. Aia e. De-aia toți îl jignesc și îl... Nu au loc de Mirciurică Gordon. MB69, bună ziua, bine ai venit! Nu spune Ana Maria pentru că nu e ok, stai liniștită, că știm multe și nu își mai are rost, pentru că, da, și noi știm multe, da, e mai bine să le ținem pentru noi, pentru că nu își mai are rost, atâta ceartă și atâta pentru ce. Oh, șarpele, șarpe ungur, bună ziua, bine ați venit. Țuc colții albi. De țucă șarpele, băbălică. De țucă șarpele. Și eu îl țuc. Eu mă uit la YouTuber, mama, eu mă profilez, pur meserie. Nu știm, dar merită pomenit numele. Nu, aici nu mai pomenim numele nimănui, e Nicu71, pentru că nu se merită. De ce să le pomenesc numele? Nu se merită. Stați departe de multă lume, atâta vă spun, voi ați înțeles. Noi am înțeles foarte multe, Ana Maria. Am văzut foarte multe și o să mai vedeți, stați liniștiți, că încă nu s-o terminat. Stai că abia au început scandalul pe YouTube. Mai sunt multe de trecut. Dar să vedeți voi de acum încolo. Mulțumim, Ana Maria. Sănătate multă și aveți grijă de voi.
Nu mai comentez nimic pentru că nu are rost. Ați văzut și dumneavoastră că unii doar asta urmăresc, scandal și... Doar cu asta să hrănesc. Nu, păi nu pomenim, pentru că nu vreau să le mai pomenesc numele, că nu se merită. Am spus, nu am de ce să le pomenesc numele, doar că am vrut să-i transmit acelei doamne, că știu că mă urmărește și spune că nu am nicio valoare eu, dar eu nu i-am cerut dânsei valoare să-mi dea, pentru că eu valoarea mi-am făcut-o singură, nu trebuie să-mi dea ea nicio valoare și nu deranjez să nu mă deranjezi, atâta o rog frumos. Să-și facă live-urile cu cine dorește ea, dar nu cu mine. Cu numele meu să mă lase în pace, pentru că eu nu o deranjez. Are destule persoane cu care să facă live, nu cu mine. Păi Mircea poate să-l jignească, poate, dar eu nu-i mai permit să mă mai jignească. O rog din suflet să nu mă mai jignească. Bine, Ana Maria. E femeie în vârstă și la vârsta ei eu cred că ar trebui să-și vadă de nepoți. Să plimbe nepoți în parc, să le citească o poveste, să multe alte chestii care poate să le facă, nu să mă jignească pe mine. Să jignească pe cine, cu cine își permite, dar nu cu mine. Pentru că eu chiar nu i-am făcut niciodată niciun video, nu i-am adus cuvinte urâte la adresa ei. Și să mă lase în pace, o rog frumos. Eu credeți-mă că cineva, dacă m-ar plăti, mi-ar trimite bani să jignesc pe cineva, nu aș face-o. Pentru că nu-mi permit să fac asta, credeți-mă. Oricât m-ar plăti, cu câți bani m-ar plăti, nu aș face asta. Nu știu cum alte persoane sunt puse să jignească alte persoane. Mă înțeleg, jignește un bărbat, dar nu jigni o femeie, mă, și deodată ce nu-i știi viața, cum dracu te pui și jignești acea persoană? Lasă că o să-mi scrii mesaj, mă sun după aia, Ana Maria. Bine că... Și normal. Nu dau link-ul, Ana Maria. Îmi explici după aia. Eu nu o să mai fac YouTube cu StreamYard, o să fac YouTube normal, pentru că, nu, Mircea o să fac cu StreamYard, eu nu mai fac cu StreamYard, că nu o să merită. Nu am de ce să fac cu StreamYard și nu. Ok, am înțeles, Ana.
Tibi, Tibi, duminică plăcută, mulțumim asemenea. Am înțeles, nu am văzut și nu știu. Am înțeles. Da. Ce? Ana Maria. Ce zice? Zice că am văzut un live aseară și am înțeles cam tot. De ce sunt atâtea normal. Circuri. Oh, te pup, Coca Florentina, bine ai venit! Mulțumesc de cafeluță, mulțumesc de tot, Coca. Ce faci, Coca Florentina? Cum ești? Ești bine? Noi ce să facem? Suntem bine sănătoși și tocmai ce am fost pe afară, ne-am plimbat, a făcut Mircea TikTok-uri, am făcut poze. Da, e frumos afară, acu e nor, acu e soare. Da, ne-am plimbat și noi puțin. Ce nu mai faceți rețete, o să mai fac. Să nu credeți că nu fac rețete. Eu fac foarte multe rețete, dar le postez mai mult pe Facebook. Sunt pe foarte multe grupuri pe Facebook și căutați-mă pe foarte multe grupuri și o să mă găsiți cu foarte multe rețete. Credeți-mă. Credeți-mă că pun zi de zi foarte multe rețete. Nu că nu aș face eu rețete. Să nu vă intereseze ce live-uri fac alții despre familia să fie sănătoși și atât de tot. Știu, Marius Calman. Nu mă mai supăra Ana Maria, doar că am vrut să-i dau replica acelei doamne să mă lase în pace. Pentru că, Miha, să știi că ai slăbit bine. Am slăbit Coca Florentina, vreo 20 de kilograme am slăbit și să știți că datorită lui Mihaela, v-aș recomanda pe Facebook, ce eu îmi comand. Acele produse vi le-aș recomanda pentru foarte bune, dar trebuie să faci și sport. Pentru că, nu, și sportul. Și multă dragoste. Ajută. Dacă nu și faci multă sport, dragoste. Nu... Dragostea e bună cu bărbatul. Aia era, da. Aia slăbește foarte mult. De un timp încoace prea multă trup. Ce doamnă, ce vrea. Nu, bă, Coca, o să-ți spun în privat cine da, e acea doamnă. Nu și, dar nu zic la... foarte urât dimineață și urât din partea dumneavoastră ei, pentru că e o doamnă la vreo 60 și ceva de ani și nu se merită să mai jignească doamne tinere, pentru că nu-i frumos. Dumneaei trebuie să le dea sfaturi bune doamnelor tinere, corect. Nu să le jignească. Eu asta o sfătuiesc. Da, da, când ea e jignită, mai bine îi place. Așa. Când ea e jignită, îi place, că atunci aș face talentul. E... Și uitați cum mă jignește, că eu spun ea e bătrână. Duminică frumoasă să aveți. Mulțumim asemenea, stimată doamnă. Nu te va lăsa dacă persoana respectivă îi va spune să te atace, iar asta vreau să știm, dar nu ne interesează, Ana. Și că... o mai numești doamnă? Păi da, Coca Florentina, pentru că eu nu-mi permit să o jignesc, cu toate că dumneaei mă jignește pe mine într-un hal fără de hal. Și normal că e săgeată. Eu nu-mi permit să fac asta. Am cei 7 ani de acasă, am bun simț, am respect și... o rog din tot sufletul meu să nu mă mai jignească, pentru că nu-i frumos. Eu aș putea primi sfaturi de la dumneaei, nu jignir. Eu asta îi spun, o rog frumos. Dacă poate să-mi dea un sfat bun, îl primesc cu mare drag, dar nu jignir. Vă rog frumos, stimată doamnă. Știți dumneavoastră care sunteți. Nu-i mai dat câta valoare, doamne iartă-mă. Ai zis o dată, gata, lasă-o, nu mai te tocă doamnă. Nu mă cunoaște Coca, de unde să mă cunoască? De unde să o cunoască? De unde să mă cunoască? Dar mă jignește. Anul trecut intra pe live-urile noastre și dona
Și pe ce aia și după ce familie și acum dăm soția mea, se pe rușine, nu vreau eu să mă apuc de ea, că asta dar caută nu, mulți, nu ca să mă apuc eu să le dau replici. Că dacă nu vorbești și de Mirciulică Gordon, n-au valoare mulți pe YouTube-ul ăsta. Și eu când spun o știu, sunt locul 6 pe România, vizionat ca YouTuber. Alo, să ne înțelegem. Dar pe Google asta stiptice și vedeți. Mirciulică Gordon ce loc e pe YouTube, în ochii românilor, sunt locul 6, așa că tată, locul 6 pe TikTok în lume, pe Google, iar am ajuns locul 6. Bă, tată, îți eu prost? Coca, o să-ți trimit în privat cine e persoana în cauză. Da, o știi cu siguranță. O să vedem sfatul, îi trebuie tehnică și normal. Ia-i că mor! Tehnică și capacit. Bravo, tată! Ea e specialistă în a blestema și a face ritualuri de, cu lumânări. Da, ales poezii de copii. Părăscă Dumnezeu! Da, păi da. La vârsta ei, credeți-mă că trebuie să stea să-și crească nepoții, să-i plimbe în parc, nu da. Să-și gânească. Păi are dreptate, Coca Florentina, să știi că are dreptate. Da, domnul Nicu are dreptate, perfect. Dar toți aveți dreptate. Că... toți. Deci, nu are lumea de optică că eu fac YouTube. Dar nu înțeleg care e problema lor. Eu fac ce doresc, ce-mi place. Care e problema? Nu deranjez pe nimeni? Cu ce deranjez? Reale, să ne înțeleg. Și ai ceva... pe normal, aia spus și eu la mine, era nimeni de importanță că îi dai prea mare valoare. Lasă, că oricum nu va înțelege, oricum va vorbi. Că asta caută, atenție. E caută pe Google, Verde Mirciulică Gordon, locul 6 în România, în ochii youtuberilor, ca vizionator. Și normal că atunci oamenii, oh, alo, dăm în Gordon, că Gordon s-a prind, dar nu o să mă mai aprind. Tu vezi de treaba ta, Mirciulică, nu tu trebuie să te ocupi de doamna Mihaela, să faceți de copii. Să dai Dumnezeu, tată. Nu-i ce zâmb. Tata, pace, dar mă... no. E cam frică să fac copii cu ea, să nu iasă cu dinte. Dar ce ți-i plăc, bă, bă? Așa. Nu-i mai că-i pune tata dinții, dacă-i trebuie. A, bă, dacă știe tata dinții, o sunteți o doamnă minunată și o gospodină de să mulțumesc, Gizela Nicula. Mulțumesc. Vezi că eu am rămas bătrână la voi pe YouTube de la început și mi-am văzut de treabă. Știm, dragă, știm, știm. Dar nu ești bătrână, dragă, la 45 de ani ai trăit. Ești garda veche, așa se zice, garda veche. Ești din garda veche. Nu se zice bătrână, că nu ești bătrână. Ești. Acum ești bună, că ești la a doua tinerețe. Stai am o pârere beniță. Nu. Ia barbice, nu-mi dă truc. Bine, zice aici, pă, în pat, să-ți cum mă ia, mă pupă. Așa am prins vechimea la voi, păi da? Da. Te-ai mai supărat tu pe noi, te-ai, dar tot ne-ai urmărit. Nu, nu i-au plăcut certurile mea, da, nu s-au supărat. Mi-au plăcut pe alu, cum mai vorbeam și eu, că nu. Ne-au cunoscut în mod, au văzut și atâtea jigniri și multă lume și după faptul că eu înjuram. Când au văzut atâta lume că ne acuză, că-s perveiști, că acum lumea și-o dat seama. Domnul Mihaela, cu o familie frumoasă și cu multă înțelegere și când haterii văd, își bagă funghia în gât, de nici normal. Mariana Elie, să fiți sănătoși, mulțumim. Oameni dragi, mulțumim asemenea, dar, da, dar m-am uitat la voi. Știu că știm, dragă, știm. Sunteți mulți din canal, a meu și a lui Mihaela, care nu vă plac certurile. Și poate bâfiți în voi când vedeți ce acuzați mi se aduc. Pe cum vă acuzați pe mine cel puțin că eu am cerut bani? În viața vieților mele n-am trimis la nimeni să-mi trimită bani. Și din conta când zicea lumea, bă, îți trimit, vrei să dai, intră pe canal, tata, acolo ai butonul de dolar, donație, donezi bine, donezi, nu donezi, are bine. Niciodată n-am cerut. Ca oamenii vreau probe să zic, da, trimite, ca să aibă dovadă. Dar nu au, fiindcă nu-s nevoie să cer.
de bine, de rău, eu v-am spus, joi de joi, cât e bine primit. Da. Aici. Eu am muncă, încep munca și eu cât da. De curând, adică bravo, nu fac probleme. Andrei Stana, multă sănătate, mulțumim asemenea. Mor dușmanii, să moară dușmanii voștri. În ghilimele dușman, că ea ne urmăresc mai mult ca voi, credeți-ne. Eu mă uit la Mircea de când era Crăciunul de anul trecut, când răspundea la Comor pe TikTok și făcea multe live-uri. Vai, ce vremuri. O să vină înapoi, tată. Că de acum răspund la comuri. Ați văzut că răspund. Iar am început să răspund la comuri. La oameni. Care mi se pare mie mai așa, dar le răspund la modul frumos. Mulțumim, Andrei Stan. Ce faci? Mă uit și eu la like-uri să văd dacă mai primești și eu like-uri. Dar n-are importanță, dragă, like-urile și da, dislike-urile. Da. Nu, vizualizările. Stai liniștit că sunt aici de când a deschis canalul pe YouTube. Știi, mă, știm, dragă. Foca, știm și îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc din suflet. Așa este, Mițurică, că dușmanii voștri sunt umbra și vă urmăresc. Da, păi, da. Altceva să... păi ei nu pot să stea fără noi. Cu toate că toți ne-au jignit și ne-au asta și nu ne urmăresc, dar ne urmăresc, ei ne urmăresc cel mai mult. Deci nu pot să stea fără noi. Pentru că s-au obișnuit cu Mirciulică Gordon și dacă nu-l urmăresc, nu pot să... Și din aia 500 mă bag amul și mai scot 200 apară, care îi urmăresc pe TikTok. Deci mie paharul coapă, te rog. Fiindcă n-are rost să țin. Vreau să fac un cer de oameni care... să am cu ce să văd. Am dat o grămadă de lume care nu fac duieturi, îi țin numai acolo, îi scot apar, la 300 mă las. Și cu aia mă duc până mor. Care văd că fac duieturi, bag, nu face duieturi, scot apară. Și nu vă gândiți, garda veche va rămâne mereu un TikTok-ul meu. Garda veche, știți voi care? Ui, la Coca, pe ochii, Coca te urmărește peste tot. Știi că nu scadă comentariile lui Coca. Nu. Mă atenționează mereu. Da. Știu. Dar mai bine, mai stătea afară vreo oră, că e... frumos acum afară. Da, lasă, am o stai, dacă am un liștiu, nu știi ce poți să faci femeie. Vă urmăresc pentru... vor să vadă dacă e pomenit, să vadă pe picior greșit și să vă blocheze canalul, ca de... este invidia mare pe ei, mai ales că nu le dați și normal. Păi da, dar nu poate toată lumea să facă mereu duieturi cu el. Bă, nu poate. Dar decât să scrii un mesaj urât să-l înjur pe Mirciulică și familia lui Mirciulică Gordon, nu mai bine faci un duet acolo și nu-l mai jignești. Da, e mai frumos așa. Eu zic că e mult mai frumos. Decât să-l înjur pe Mirciulică Gordon, mai bine fă un duet pe TikTok cu el și e mult mai ok. Înjură nevasta, copil, nu înțeleg cu ce... Ce rezolvă acele persoane că atâta ne înjură? Chiar nu înțeleg. Mulțumesc, Andrei Stana. Dacă să înjurăm o persoană, nu mai bine pe data de 21 mai are să cânte în direct la Mirciulică Gordon, Alex de la Cluj, să crape. Mulțumesc. La toți dușmani. Mulțumim, Marius Talman. Mulțumim. Sănătate multă la toată familia. Aștept, aștept cu drag și dedicații. Mulțumim. Să pot să pun, să-mi trimiți pe WhatsApp.
Aștept și eu. În 21 mai sunt în casă la Alex de la Cluj. Doamne ajută! Doamne ajută! Ne bucurăm! Sănătate multă și din partea noastră la Alex de la Cluj, la toată familia. Vreau și eu un trending, auzi? Cine? Gianluca Bretea. Pe TikTok, vrea și el să fie în trending. Repete să muncesc. Depinde ce postezi tu pe TikTok. Da. Dacă tu pui... E multă muncă, tate, multă muncă. Dacă nu vă place de cineva, o colește și este mai bine decât să... Asta am spus și eu de fiecare dată. Dacă nu-ți place de o persoană, nu trebuie să o jignești neapărat. Mergi mai departe, dă pas și mergi mai departe, că e mult mai confortabil. Ce atâta jigniri și atâtea... Nu înțeleg de ce. Pentru că toți suntem oameni până la urmă. Eu mă gândesc întâi la propria mea persoană, mă gândesc la copilul meu, înainte de a judeca pe cineva și al jigni. Credeți-mă, mă pun eu în pielea acelei persoane. Dar vedeți că unii nu judecă așa. Am fost pusă la zid și sunt pusă zi de zi. Nu înțeleg de ce. Cu ce am greșit eu în lumea asta? Că n-am omorât pe nimeni. Că fac YouTube. Și care e problema? Fiecare face ce își dorește. Nu am înțeles. Ce, eu trebuie să-mi cer voie la cineva ca să fac YouTube sau TikTok? Sau... Nu înțeleg. Nu e YouTube-ul nimănui. Are loc toată lumea pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook, pe... Am să intru pe live la voi cu Alex de la Cluj în așa, nu-ți pui încrederea în nimeni, eu mereu am spus, așa este Coca. Mă duc să mănânc ceva, că mi-e foame, revin, sper să nu închideți live-ul, nu, tu nu ți-ai dat seama, Miha, că nu am băgat-o în seamă, chiar dacă m-am jurat la cordon când a venit Mircea și l-a făcut cu ou și cu oțet, a fost trimisă prin amenințare. Nu jigniți pe domnul Meciurică și pe doamna Mihaela, sunt chestii pe care le-am înțeles azi. Am înțeles, Ana Maria. Nu, deci, credeți-mă că e mai bine să mă opresc, să nu mai dau curs, că nu se merită. Pentru ce? Eu nu fac YouTube ca să stau să jignesc pe nimeni, credeți-mă. Așa sunt eu în familia și familia mea, nu îmi deranjez, nu jignesc. Capacitatea mentală redusă. Atâta poți, atâta spui. Sănătate multă, tot ce iubești și vezi că te-am scos de la practică, m-a săturat de cer. Aura. Cine te sună? Alin. Ha? Alin. Da, mă. Ce ai? Dar nu vezi ce faci. Unde ești? Unde sunteți la pescuit? Unde ești? La apă ești? Unde ești? Ești la pescuit? Cine e cu undița? Cine e cu undița? Eu, cine sunt? Tu? Vezi să nu prinzi ceva așa la un pacolo, tată. Hai să văd ce pește aduce acasă. Ok, dacă prind ceva. Ciucați-o-mi-te. Nu te găsam-te, ciucați-o-mi-te, în așa se zice. Something, da. E pupă, tata. Să fii cu minte, tată. Ok. Bine. Bine, hai să văd ce pește aduce acasă. Ai grijă. Fac mămăligă. Da. Să fac mămăliguță cu usturoi. Ok. Bine, hai. Okay. Să ai spor la pescuit. Ce bine a spus-o. Îți spun că nu ai importanță, e amenințată de... Ha,
Doamna Mihaela, spuneți-i lui Alin să aibă grijă la apă. Nu, că nu o să bagă în apă. E cu undița, apă, e aici lângă noi. E aici la apă unde am fost noi. Nu e că mare acum. E și el cu alți copii, cu alți prieteni ai lui, brazilieni, dar sunt s-a pescuit. Nu e la ocean. Eu, ea trebuie să facă ce îi spune, dacă nu, dacă mai vine pe canal la voi, nu o primiți, e trimisă să vădem. Să fie sănătoasă. Să nu alunece, apa este foarte curgătoare și să aibă grijă. Da, dar aici e, nu e așa puternică Marius Calma. E într-un loc unde nu sunt valuri mari sau... Îi place și lui să ducă și el cu alți colegi la pescuit. Mulțumim, Ana Maria! Ați văzut acum o lună și jumătate în Germania și de copii? Nu, n-am văzut. Mircea vrei și alou pește, ce înțelegi, colță? E Mircea e pe TikTok, face TikTok-uri acum. Nu pic. Cea mai frumoasă familie și îți mulțumesc, Alex. Sunteți oameni minunati. Rămâne să ne vedem și când pot să ajung la voi. Sunteți minunat și vă mulțumesc din suflet. Da, e pe TikTok Bolundu. Face duete, face TikTok. E ocupat. Că văd că e ocupat Bolundu, auzi, zice Ana. Da, au început oamenii să-mi facă duiet în urmăre cu țări. Și ăștia 500 o să scot afară. Vreau și eu să-mi răspundă la un cum, mă cheamă Luca. Luca e cel mai tare pe TikTok, auzi. Auzi, Luca, cel mai tare. Da, și că vrea să-i răspund la un comentariu. E să-l las acolo undeva. Lasă-și tu un comentariu și spune cine ești și... El seara se uită mai mult la comentarii. Seara când ne punem în pat, citește toate comentariile, dă răspuns. Dă inimioare la... Scrii acolo comentariu și îi spui cine ești de pe YouTube. Și atunci știi cine ești. Zâna măseluță, Ana Maria. Azi n-ați mai fost plecați nicăieri, Ana Maria?
Ah, bun. Mă bucur, Ana Maria. A? O zis că astăzi au făcut grătar, Ana Maria. Fai! O să iei și noi într-o zi și o să facem un grătar. O să mergem undeva pe deal, la iarbă verde. Oh, e bun, te scoate soțul tău la o cafea, Ana. E bun. La o înghețată mai bine decât la o cafea, Ana. Uite, am găsit comul ce mi l-a lăsat. Gianluca? Ești tare, Miciului, că sunt chiar acum pe live-ul lui Miaela pe YouTube, îmi răspund și mie la un cel mai tare. Uite acum ați fac pe TikTok, tată. Gianluca, uite, te-o găsit. S-o găsit comentariul și acum ați răspuns. Uite acum, da, ta să-i răspund. Eu sunt ăla, uite, da, aici. Alo, tată, te pupă, tata, și îți mulțumesc că ești pe live la soția mea, la Miaela Vlog. Pe YouTube Miaela Vlog, e soția mea, adică șefa mea, că restul, doar Caterinca și plac fetul. Avălea că știe, tata. Așa, Anu, bravo, el te scoate, tu plătești, e bun. Păi, a zis Ana Maria, a zis că scoate... Luca la o cafea, dar el o scoate și el ea plătește. Zic că i-am făcut deja. O zis că îți face și el duet. Ok. Îți mulțumește. Da-i. Mersi, mulțumesc că o să-ți fac un duet. E bun, Ana Maria. Să-mi trimiți și mie o cafea italiană. N-am mai băut de mult, de foarte mult timp, cafea italiană. Îmi face manevră, dracu. Auzi la ea. Ce-o zis? Că îmi face manevră, Luca. O scoate la cafea, dar plătește ea. Ce comică ești, Anu. Ce-o zis? Că Luca o scoate la cafea, dar plătește ea. El o scoate afară și ea plătește, n-auzi? Ai înțeles? Nu înțeleg. E bine, dacă tu nu înțelegi, ești greu de cap, ce să-ți fac? A, de ce? El o termina banii? Ana, dar s-a făcut bine cu mâna. Cum e mâna lui? Eu luat gipsul de la mână. N-ai treabă cu Gordon Mica, e grea treabă. Cum e Luca cu mâna, Ana? Gordon e concentrat cu TikTok-ul, Ana. Nu înțelege el ce am zis, ce ai zis tu, ce... Da, eu luat, încă e rupt degetul luni, începe o terapie, am înțeles.
toate că o stat atâta timp cu el în gips, tot i-a rupt degetul, nu s-o... Nu s-o vindecat. Încă e în vacanță, dracu de Luca, auzi? Ce-i, mă? Ana Maria, am întrebat-o de Luca, cum e cu degetul? Are bani, banii lui îi țin pe contul meu. E bun, Ana, ține-i acolo. Ține-i acolo, Ana. Poate fac pui banii lui Luca. Tată, ai dreptate, dar uite ce mai bine, când ne-am făcut promovare la Țancu Uraganu, mi-a dat anfaluri pe urmă. N-am putut să stau pe capul meu, no, ia marmie ce, l-am pierdut și pe ăsta, da, avă, la Țancu Uraganu, rușine, tată. Las-o să râdă, nu fi drag, Gordon, îmi place de mica mea. Mai am un pic și fac 10K pe TikTok. E bun, Nicu 71. Mă bucur. Dar cât mai mult. Are și în cont bani, Luca, dar îi iau pe contul meu toți până se rezolvă anumite, am înțeles. E bine, Ana Maria. Voi să fiți sănătoși, că nu contează banii. Să aveți voi sănătate, că asta e cel mai important. Poate vă ajută Dumnezeu să vă cununați, să fiți și voi cununați, să fiți o familie frumoasă și asta e cel mai important, să fiți fericiți, că nimic altceva nu contează. Banii, mașina și toate astea, voi să fiți bine. Ai văzut? Victima! Nei, rușine, eu unde-s? Eu nu-ți mai pot să avu. Avu, la căștieta, te rege de TikTok, eu du ăla. Cât are mai puțin pe contul lui, cu atât mai bine, apoi când se rezolvă, îi fac transferiment pe contul lui, iar
banii lui. Am înțeles. Pentru căsătorie trebuie să renunțăm deocamdată. Am înțeles, Ana Maria. Voi știți. Am făcut duet, Neciulică, uite-te. Și mi-ai dat și tal, ca să vadă mai repede. Când faci duet, îi dai și tag, că atunci vede mai repede. Ea apare mai repede la Neciulică, Gianluca. I-am dat. Atunci o să vadă dacă ai făcut duet. Eu nu am mai făcut TikTok de la Paște. Cum se dă tari, chiar nu știu. Când dai acolo la hashtag-uri, și dai tag la persoana cu care faci duet, Nicu 71. Scrie acolo Miciulică Gordon 43. Și ți apare? La vezi cât e ca apare o mată. Păi da, ți apare poza ta. Dacă știe care e contul tău adevărat. În chestii la care nu ne așteptam probleme, Miha cu posta lui vrea să îl golească contul, așa dacă vede avocatul lui că nu are. Am înțeles, Ana Maria, am înțeles. E mai bine așa. Voi știți cel mai bine. E bine. Că Țanca Urăganu face reclamă la toată România să bea o vodcă care poți bea și 3 zile, că nu ai nimica la cap, dar costă și 173 de euro sticla, cine își permite să cumpere o sticlă de vodcă. Deci jos scriu Mirciulică Gordon 43 și pun hashtag. Nu, Mirciulică când... Mircea! Hei! Mircea! Hello! Mircea, e atât de concentrat? Bucurică? Hei! Ce, bă, femeie bună? Zice Nicu 71, cum să face când dai tag? Că îi explică-i tu că... Ce tag să dai? O zis când faci un duet, cum să dea tag? Cum am făcut și până păi acum? Păi cum? Dă hashtag acum, că nu știu, eu nu știu să-i explic. Să postezi numai, ia video de la mine cum ai făcut până acum, Big Nicu. Și distribuie pe canalul tău, că mi-apare. Nu trebuie să dai niciun tag. Nici casă deocamdată nu om, după ce se rezolvă tot, face. Am înțeles, Ana Maria. Mă las, mă duc să-mi fac tema la engleză și revin. Mulțumim, Gianluca. Eu nu știu, că eu nu fac nici duet-uri și nici nu prea fac TikTok. Dacă aș face TikTok, credeți-mă, că aș avea succes, dar nu. Scrii hashtag Miciulică Gordon 43. Nu știu, nu mă pricep, credeți-mă că nu. Pentru că nu prea fac eu nici duete cu el, nici... El face, dar eu nu fac. Am văzut aseară că face reclamă la băutură. Am văzut. Dar nu știu ce vodcă. Am văzut și eu.
Dacă face reclamă, atunci e plătit pentru acea reclamă ce o face. Când faci reclamă la un produs, ești plătit pentru acea reclamă. Am vrut să fie cu succes când fac cu dumneavoastră, că la mine, dacă cresc, este bine, rău. Așa, am înțeles. După ce faci duetul, dă la tag, apoi scrii hashtag-ul Ciurică Gordon sau public. Am înțeles. Nu mă bat cu astea. Decât să stau să mă uit pe mai bine TikTok-uri. Eu chiar nu-mi bat capul cu TikTok-ul, că... Și ați văzut că... Nu că nu am urmăritori, ați văzut, și în apreciere am crescut și în urmăritori. Nu prea... De la Paști n-am mai... Am pus acolo 2-3 videouri și atât. Ce ați făcut azi, Miha, ieri? Păi ieri am stat în casă că o plouat toată ziua. Au plouat, o turna cu găleata, nu așa? Am făcut ceva de mâncare. Astăzi am ieșit afară, ne-am plimbat. După ce ies din live de aici o să fac. Și am făcut ceva de mâncare, dar trebuie să fac mâncare pentru seară. Dar cred că fac ceva paste cu brânză, ceva mai ușor, nu... Pentru că am făcut ceva carne cu cartofi și morcov la cuptor, dar ceva diferit. Am pus carnea, am condimentat-o, am tăiat-o bucățele nu prea mici, am condimentat-o cu sare, piper, puțin muștar și un pic de ketchup, am amestecat-o bine. După aia am curățat cartofii, am tăiat cu bulețe, morcov la fel, l-am tăiat cu bulețe și am pus un rând de carne într-un borcan mai mare, de 2-3 kg, depinde câte persoane sunteți. Am pus un rând de carne, am pus cartofi, morcov și după aia iar am pus carne și am continuat așa până am umplut borcanul. Și după aia, când am umplut borcanul, am pus 2 sau 3 cubulețe de am tăiat feliuțe așa de unt și am pus deasupra. Am pus folie de aluminiu deasupra borcanului și l-am pus în cuptor. L-am lăsat 2 ore în cuptorul la aragaz, la cuptorul încins, la 180 de grade, 200. E o bunătate, credeți-mă. Deci nu trebuie să pui nimic altceva. Deci condimentați carnea cum vă place. Nu mai puneți sare și alea pe cartofi, pentru că și iau din carne, că nu, fiind un rând de carne și cartofi cu morcovi, și iau din alea și nu mai trebuie să puneți sare peste. Să vedeți ce bunătate e, credeți-mă. Am crezut că nu o să se mănânce, dar s-a mâncat tot. Chiar nu a rămas. Și am făcut salată de biof. Acum o să fac pentru seară paste cu brânză. La ce faci că este că macaronele alea cu carne? Nu, atunci nu mai fac. Păi nu mai faci, că trebuie să mâncăm alea, dragă. Nu zic cu nume de rău. Mai avem și paste cu carne. Spaghetti cu carne. Da, normal.
Mănâncă Miciulică la mâncăruri, dar nu a mâncat el în viața lui. Da, hai, iată, scoate în ochii. Mâncăruri cât eu mâncat de când e cu mine. Scoate în ochii. Nu scot ochii, dar n-ai mâncat numai specialități. Recunoaște aici, da, în fața Marii Adunări Naționale. Și ce dacă am mâncat? E normal. Dar n-am pus rețeta pe YouTube. O să pun și pe YouTube, Ana Maria. E normal să mănâncă. Sunt foarte multe rețete care eu le public pe Facebook. La foarte multe am, stai așa că să și, vă și spun pe ce public, mă găsiți acolo, dar decât vedeți poze cu asta, dar nu spun cum le-am făcut. Pe bucătărim românește, pe ceva preparate românești în Germania, pe gătim cu pasiune. Deci eu sunt acolo pe grupurile alea și acolo postez. La rețete ușoare mai sunt, stați așa că vă spun, delicatese culinare, pe acolo mă găsiți pe Facebook, eu postez pe toate astea. Lasă că nu-ți scoate ochii temnițer, nu mai lua în nume de rău. A, păi, ce, eu m-am supărat, crezi că Ana? O să nu vorbești, că fac ceva. S-o da cărțile, s-o bătut cărțile, 436 de azi încolo urmăresc, sunt oamenii care pe mine mă apoiază, îmi dă valoare, de restul verificați, vă vedeți, mai aveți părerele TikTok și să nu fie cu părere de rău. Da, avălă, că știe tata. Da, Marius Carman, știu să fac ciorbă de salată, dar nici nu prea mănâncă. Dar am făcut-o foarte multe ori pentru că mie îmi place. Eu și când eram în România făceam ciorbă de salată de 2-3 ori pe săptămână. Îmi plăcea foarte mult pentru că eu aveam foarte multă salată în grădină și îmi plăcea foarte mult să fac ciorbă de salată. Știu și cum să fac cum ca la Cluj. Adică ciorbă ca în Ardeal cu... Știu și să fac ca la București, adică ca în Moldova, că e diferit. Diferă. Dar am mâncat foarte multă ciorbă de salată la viața mea, pentru că e foarte bună. Are vitamine. Spanac foarte mult. Spanac le place și lor foarte mult. Și la Mircea și la Ali. Pentru că are foarte multe vitamine și e bun. Nu, Ana Maria, nu o să mai intrăm. Nu mai intră, pentru că mai lăsăm așa să își facă alții talentul. Nu mai intră să mai bage în scandaluri, că nu se merită. Dar eu am făcut și eu un pic live, că nu am mai făcut de mult live și mai intru și eu așa din când în când.
Vă pupăm, Ana Maria, și aveți grijă de voi. Și noi vă pupăm, Ana. Aveți tată, mai? Tu cu mesajul ăsta să mor dacă nu spargă ăștia telefoanele pe TikTok. Bă, alu, vă pupă, tata, eu zregile, de să ne țălește. A, bă, la că știe, tata, din țosul, vă pup. Nu sparge telefoanele, că epidemie, a, bă, la. Gata, mă, vorbești. Trebuie să fac ciorbă de burtă, că am cumpărat burtă când am fost la magazinul românesc. Să fac ciorbă de burtă. Acum să vedem când o să mă hotărăsc zilele astea să fac ciorbă de burtă. Da. Da, este baia, panceta aia, carne aia măruntă, cu bulețe. Și foarte bună aia. Ia, cum ai dat sat aici? Că mor. Ca să mă jure lumea. Gata, geamul, că ți-ai făcut temele. Învață engleza, că e foarte bună engleza. Se va prinde foarte bine în viață dacă înveți engleza. Când mergi într-o țară străină, trebuie să știi o limbă, că dacă nu știi, e foarte greu.
Crede-mă că Alin de mic l-am dat la engleză de la grădiniță. Deci din grupa mică Alin a învățat engleză. Și i-a prins foarte bine când a venit aici și nu i-a fost chiar așa greu. Adică i-a fost mult mai ușor. I-a fost mult mai ușor. Și s-a acomodat foarte repede pentru că acum e Alin mănâncă engleza pe pâine. Adică zici că s-a născut aici, nici nu zici că e român. Dar mi-am făcut, dar eu nu mă înțeleg prea bine cu engleza, mai bine cu franceza. E bine să știi și engleza, pentru că engleza e de bază. Engleza, dacă mergi în străinătate, sunt foarte multe care le faci în engleză. Și foarte bine să știi engleza. E grea, dar voi o înțelegeți foarte, foarte repede. Și e mult mai bine să înveți engleza. Credeți-mă. Și e bine să o înveți la școală, că o înveți gramatical și cu, adică e mult mai bine. Pentru că și eu fac engleză și merg la școală. Acum, cu pandemia asta, am mai făcut și eu ore online. Dar eu merg la școală și fac ore de engleză. Pentru că e mai bine să speak English. Îți prinde foarte bine pentru că și pe calculator, dacă lucrezi, ai văzut că poate mă întâlnești să sunt multe programe în engleză și e mult mai confortabil când tu știi limba. Dacă ai posibilitate să înveți, eu vă sfătuiesc să învățați foarte bine. Vă prinde bine, credeți-mă. Alin acum învață spaniola, dar el are prieteni brazilieni și vorbește portugheză. Și credeți-mă că e ușor. Adică când l-aud că vorbește portugheză, nu-mi vine să cred. Dar învață de la ei, de la copii. Și mă bucur că prinde foarte repede. Adică oriunde mergi, te întâlnești cu o limbă străină, e bine să... Că nu te costă nimic. Să știi acolo măcar... Miciurică, să aveți o seară frumoasă și să fiți sănătoși. Mulțumim asemenea, sănătate multă la toată familia Marius Francescu. Mulțumim din suflet. Și la soție și la copii. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumim! E mult mai bine să învățați o limbă străină. Pentru că vă prinde bine în viață, credeți-mă. Abia aștept să vină vacanța, că școala să e grea, mai ales așa. Alin mai are 2 săptămâni și ia vacanță. Dar are foarte multe treburi, dar acum e foarte greu și pentru el, credeți-mă că au fost câteva luni pe online și acum na, trebuie să... Dar se descurcă foarte bine. Deci își ia... Ca aici nu-i cu note. Aici trebuie să iei peste de la 50% în sus. Ca să treci... Trebuie să iei la test de la 50 în sus. Dar Alin e foarte ambițios pentru că îl văd că din ce în ce își dorește tot mai mult. Saxează tot mai mult și îl văd că din ce în ce vrea, după cum îl văd eu, că își dorește să facă și el informatică. Deci, nu, și mă bucur foarte mult că el își dorește. Își dorește să fie undeva în birou, nu își dorește ca să fie pe șantier, să lucreze pe șantier. Și asta mă bucură, pentru că nu. Vă dați seama că e în avantajul lui. Și nu-l forțez eu să... El își alege ce dorește. Să ascultați tot ce spune doamna Mihaela și lasă-i pe cei care
Da, pentru că eu niciodată nu i-am vrut rău și nu o să-i vreau rău, doar spre bine. Pentru că îmi doresc să fim liniștiți noi în familie și nu ne mai interesează de online-ul ăsta, pentru că atâta răutate și atâta invidie ne-am cam săturat. E mai bine să stea cu minte în banca lui. Eu de fiecare dată asta îi spun. Dar? Na. Gianluca, e ușor. Nu, îți dai seama că e ușor. În România faceți foarte multă carte și credeți-mă că nu vă ajută dacă faci carte în România, faci școală în România și vii în străinătate, nu te ajută cu nimic. Pentru că când ajungi în străinătate, trebuie să dai aici foarte multe, să faci foarte multe, cum îi zice Mircea? Aici trebuie să-ți dai multe teste, să-ți faci tu cu alea din România, doar trebuie traduse, ca să, dar nu. Eu am foarte multe calificări și nu mă ajută cu nimic. Am făcut aici calificări, Mircea la fel, are aici 12 calificări. Am diplome aici, în țara lor. Pentru că când vii în străinătate, trebuie să faci în țara lor calificări ca să poți să-ți găsești un job. Nu e așa ușor că gata, te-ai dus și nu. Acum depinde și de țară, unde, în ce țară te duci. E un pic greu și cu engleza, până te obișnuiești, că dacă înveți engleză, nu ai de ce să nu... E bine să știi engleza aia curată. Noi aici unde suntem, irlandeza e diferită de engleză. Eu aș vrea să mă duc să muncesc în țări străine și să-mi iau o mașină. E bine, dacă muncești doar pentru o mașină, trebuie să ai o căsuță unde să stai. Asta e cel mai important. Sau să ajung departe în fotbal. Doamne ajută! Mă bucur dacă... O, Alin nu face ca să facă performanță din fotbal sau... Doar că îi place să... Și e bine că se dezvoltă altfel. Când faci un sport, copiii se dezvoltă altfel. Ca să ajungi departe, trebuie să implice și părinții foarte mult, trebuie, te înțeleg, știu cum e, în România e diferit. Buenos días. Nu mă primeam. Doamna Bianca, din partea mea și soția mea, Miaela, și copilul meu, Alin, și din partea tuturor, vă dorim o duminică frumoasă și din partea noastră, pentru voi, TikToker, YouTuber, Facebook, știți, din ăștia, avăla, pe știți. O să vrei, înseamnă, te rog frumos, în portughez. Vai, și că mă gândesc că joi trebuie să merg la dentist și mi-e frică de anestezie. Stai liniștit că nu. Trebuie să mergi. Pentru că voi copii trebuie să aveți dantură frumoasă
Și e păcat să aveți dinții cariați de mici. Și nu, trebuie să învingi frica asta, pentru că obligat înseamnă mulțumesc, da. Nu trebuie să-ți fie teamă. Trebuie să învingi teama asta și să fii optimist. Nu se întâmplă nimic, stai liniștit. Doar o înțepătură și se rezolvă. Dar încerc. Că trebuie să... Că... Bună ziua, bună dimineață! Marius Calman scrie, cum se zice la bună dimineața în portugheză, bună ziua, bună seara. Alin mai joacă Fortnite. Acum joacă, dar mai puțin, pentru că mai are 2 săptămâni și termină școala și da. După aia poți să intre în vacanță. Și atunci o să fie mai mult pe joc, o să facă și el YouTube mai mult. Dar acum deocamdată nu-i mai dau voie așa mult să joace, pentru că are de învățat și nu vreau să îi distrag atenția în jocurile astea, pentru că mai puțin așa, o oră, două, cel mult. Pentru că prefer mai mult să-l las pe afară, să ducă să se relaxeze cu colegii, cu prietenii, decât să stea pe joc. Bă, și jocurile astea vă zăpăcesc creierii, nu-s chiar așa bune. Aola, gata. Am făcut 20 de TikTok-uri măcați așară. Da, Mirce, alo, să ne înțelegem. Făcut tata TikTok-uri. Da, ce clasă e Alin? Aici e clasa a 7-a. Da? Aici e la liceu, deja au trecut la liceu. E la liceu. Aici e diferit. El deja și-a ales profilul pe care merge, el își face business. Deci deja și-a ales meseria pe care acum am văzut că îi place și după cât am înțeles eu de la el, că vrea să facă și informatică. Acum, nu. Aici e diferit pe ani, nu știu cum, nu e ca anul 1, 2, nu e ca în România. E diferit. Dar deja merge la liceu, și-o ales, v-am spus. El face, e pe profil acum. Profilul lui, face business. Poate că mai trebuie să mă bag și eu pe UMTV o oră. Când vine eu. Când vine eu să mă duc și ăsta mă bagă, că urmă. Și îi place ce face, vă dați seama că nu, îl ajută. Poate o să poată să lucreze la o bancă, poate să lucreze, să-și facă business-ul lui. Adică sunt multe care poate să fie un inginer sau... Că să-mi dai dreptul. Ce drept, mă, că-ți dau... Ești mecher. Auziți? Alaltă, când am fost în Galbai, îl întreb pe Alinus, bă, Alin, dacă ne-ai și tu salar, bă, cât îmi dai și mie? Ce, tata, dacă iau 7-800, îți dau și 10-50, dar zic, nu vrei să facem schimb. Iei tu 50 de restul. Nu știu ce, Andrei, că te așteptăm pe UMTV, dar mai târziu. Mai târziu, Andrei, mai târziu, să vină amul Alin, mai are o oră, să vină Alin acasă, mânce și mă bag, Alinuț, pe computerul lui, acolo mă bag. Și mă, direct pe canalul meu. Mai bag, Caterin, că decât să mă bag în certul, Andrei, dragă, prefer să intru să cunosc altă lume, oamenii acolo sunt diferiți. Ați văzut toată și lumea mă cunoaște. 40 ceva de persoane. Toată lumea mă cunoaște și pe OBTV și chiar YouTuber m-am ne-o recomandat.
Că și toți ăștia care sunt mari pe OMTV au început cu 15-16 și pe urmă o să le intre oameni. Da, o să fiu live pe canalul meu, direct pe OMTV. Cam de la 7, cam așa, 6 aici, 6, 7, 8 în România, de la 8 până la 10, stau 2 ore. Că pe urmă de la 8 la spalin să se joace până. Bine, mama? Da. Îl lăsăm și pe să-și facă un live în seara asta. Nu știu, mai făcut din mult seara acum. De la 8 ora României o să intru aici pe YouTube, pe canalul meu și o să intru conectat cu OMTV-ul. Top model, vă salut! Bine ai venit! Bine ai venit, tată! Ce faci? Te pup! A, bă, la Nicu Cheie, direct ești! Da, ce faci? A, bă, da, să vă arăt, să vă reprezint tricoul. Dacă trailing-ul e Nike, alu, tricoul nu putea fi decât Nike, să ne înțelegem. Dacă în picioare, barăci... Și burta ai tot Nike? Ha? Burta ai tot Nike? Asta e investiție mondială, dragă, așa se numește. Nu mai te trage de haine, tot în jos, așa, așa sunt izbluzele. Lasă-te așa, că e sexy, uite ce cop de balerina ai. Lasă, nu mai sunt sexy. Andrei, nu. Nu, de oameni, ce? Nu dă. Și noi de satul lăm. Din de satul lăm, salutăm. Ai emoții? Da, poate. Adevărul meu, el a spus sincer și vreau să recunoști. Mulțumim, Dumnezeu să mulțească, tată. Ai ușor cu Nike acolo, Marta Locuri. Ia, tată, scuză-mă, după credință. După credință. Auzi, Mela, eu vreau să spui aici voastră de oameni. Ce ai văzut tu la mine? Nu știu ce am văzut. Nu, dar zice-mi tu și pe stradă. Ce sunt eu? Ești cățelul meu, mă mai uitat. Aia mă pic și spun lesa. Îmi să nu faci asta, că te arestează ăștia ca pe ăla, pe Dani Bucanu. Să vor de nu fac o dată cu lesa, să facem un TikTok, că mă ceași după tine. Hai, mama, să o facem, te rog. Și zice, hai cățelul meu, hai cățelul meu, hai, nu, hai dințosul meu, hai dințosul meu. Asta, ia-și face, că nu, ca să facă lucruri. Tu știi să porți Nike, Mihara, vezi să nu se împiedice. Jesus, că eu nu știu. Știe. Tata, Adida și Benificare. Mi-am urmărit tot cu Nike, cu Adida. Îți personalizați cu numele meu de la Tom Joker, ce de la Tămasi Laghi. Nu mai purtăm d-alea fake-uri, acum purtăm numai... Îți personalizați gordon, Adida, și din picioare. Acum purtăm numai original. Ce să facem? Asta este. Ne-am emancipat și noi. Bine, cu ani în urmă n-am avut, că nu ne permiteam, tată. Pe timpul lui Ceaușescu, garda veche știe. Vedeam doar la televizor Nike-ul și Adidas. Acum aș permite oricine. Și permite oricine. Încă boss să râși, mai râdem și noi să fie atmosferă. Da, tată, nu, că nu s-o supăra la nimeni, stai liniștit. Îți mulțumim din suflet pentru donație, să-ți dai Dumnezeu de 10 ori înapoi. Nu ne supărăm. Nu ne supărăm. Dar ce-i drept că nu mi-e rușine să spun, eu în România chiar nu mi-am permis, nu mi-am permis mie să-mi cumpăr, dar nu mi-am permis să le cumpăr la copii. Corect. Și își doreau să le cumpăr săraci, dar dacă nu aveam bani, nu aveam să le cumpăr. Acum are numai de la Menchezi să îmbracă mâncața. Menchezi. Michezi. Nike, Adidas. Că face comandă, tu știi că eu luăm banii, face comandă. Tata, am văzut un tricou nou de Marvin. Auzi, ce aveam o pereche de Nike și îi spălam zilnic cu periuța de timp. Ce crezi? Dar e rușine, tată. Nu, nu e rușine. Ce rușine, Doamne Feri. Acum da, ne permitem să-i cumpărăm numai. Cine avea Nike și Adidas și era șmecher. Deja 97 eu le-am avut, tată, că le-am ciorit din pe sârbă. Aro, să-i înțelegi. Luam de la Hoț, de pe Germania. Da, bravo, bravo. Germania, Italia. La noi în Cluj ceapa duce. Care știe ceapa, a fost cel mai bun. Eu nu permiteam să le cumpăr, pentru că săraca de mine mungeam pe brânci și de-abia să le cumpăr o pereche de expadrile. Da, sau le-o pune acum lasă. Nu-mi dădea bani să le cumpăr. Nici eu nu-mi permitea dacă nu furam tată. Dar
Dar acum am permis. Dar acum ne cumpărăm din bani cinstiți. Alin, chiar i-am cumpărat de toate și îi cumpăr. Și cumpărăm. Nu contează. Deci mai săptămâna trecută și-a făcut comandă vreo 500 și ceva de eu. Da. Deci chiar nu m-am supărat. Eu sunt de la Iași. Înțelegi? Avă la Iași, cordonenii, cu pătat, avă la forță. Fără nume, că e mai bine, da, e mai bine așa. Acum, da, nici eu când eram în România, deci nu aveam, aveam numerul și ne să spun. Îmi dădea și mie, ba, o prietenă, ba, o soră de-a mea, îmi dădeau câte o bluză, câte... Da. Că nu mi-e rușine, câte o pereche de blugi, nu. Dar acum am rochii care le-am îmbrăcat, mi-am cumpărat rochii și am îmbrăcat-o de câte o dată. Am rochii pe culori, pe categorii, dar nu le port. Corect. O iau de Paște sau de Crăciun și e în dulap. Adică, dar nu, nu că asta, an, asta nu e o fală, dar... Am o scumpere în fiecare an, dragă, nu? De când suntem aici, în fiecare an ți-ai cumpărat. Pentru că... Și încălțămintea și... Da. Chiar am mult zis, făcea curățenile pe rapturile să... Avem o grămadă de încălțăminte. Sunt încălțăminte că nu le port. Că nu le mai fac față. Am pantofi noi nouți care nu m-am încălțat niciodată. Da. M-am încălțat în casă, dacă să ies afară. Pentru că au fost și pandemia asta și nu... Îmi place mai mult să port sport, să mă îmbrac în blugi. Nu am ieșit cu un rochiță și... Nu. Pentru că, nu, unde este? Când mergi la restaurant sau mergi undeva la o petrecere, da, da. Dacă nu plecăm, am stat mai mult în casă, chiar nu... Și nu că nu mi-am cumpărat, eu chiar am rochițe, n-am avut eu toată viața mea până la vârsta asta, n-am avut atâtea rochii cât am acum, dacă îmi sunt cu mine. Corect. Bravo, Mihaela. Da? Asta nu-i rușine. Nici eu n-am avut atâtea haine. Înainte, bolonia și șmecheria se vedea din cum ești îmbrăcat, apoi caracterul și altele. Bravo! Bravo! Acum, să nu ne fie ciudă la hater, cu la tata cameră de 400, alo, să ne înțelege. Și cu ăsta împreună 200 cu 300 faceți calcul. Avă, dacă știe tata. GoPro 8. Așa se lua lumea pe vremea aia după cum e îmbrăcat. Da, așa era tata. Și acum să ia lumea după cum, ce mașină ai, ce... Da, ce vidă, ce îmbrăcămintea nu-i mai mașinuța. Da, fiecare, eu mă bucur, credeți-mă că pe mine, hai să vă spun ceva. Știți cine m-a ambiționat pe mine ca să ajung așa departe? Prietenii mei din Cluj. Fiindcă eu ieșisem, vinisem din Venezuela sărac, fiindcă 7.500, 10.000 de euro nu erau bani. Eu în 3 luni de zile i-am stricat în țară. Și ce trebuie să fac? Trebuie să mă apuc chiar de Habrez Mabrez. Ia hai cu mine. Și am zis, bă, mai bine plec decât să... Râd alții de mine și ambiția la prietenii mei când îi vedeam în mașini îmbrăcați. Păi de așa aveam eu șmecher cu un trailing de firmă, pe mine Adidas, geacă de piele, dacă buzunar fluiera Ștefan cel Mare. Zero. Câteodată îmi veneam la atelier că n-aveam de un suc, de o cafeavă. Și mă suna la, bă, vin bă, tată, n-am de o cafeană, hai mă că ți-am eu. Și da, ce puteam eu să mai fac? Și am zis, bă, dar păi eu n-am ajuns în halul ăsta mâncață. Și datorită prietenilor, care le mulțumesc, că m-au ambiționat. Și mi-au zis, bă, Gordon, tu n-ai fost așa, ai fost descurcăre, dar nu, nu mai vreau să facă dicotul pe mine, tata, alu, evaziunile. Și am plecat. Și uite, am dat-o de șef a șefilor. Poți să nu mai zici de evaziuni și date. Și mai dai o dată mie. Uite, eu mai dau încă o dată, da, mai dai? Tu pe mine, fii atent, ești că dovezile astea te de foc. Au! Dovezile, nu-ți place ce stai stă, mă? Au! Au, da! Dovezile astea ce tu dai în mine, eu te pot ajudica. Au, hai că vreau să mă dai! Nu-ți place? De bani, da, place. Auzi, da, Mihaela, pentru că hainele de firmă erau rare și dacă aveai înseamnă că te descurcai. Da! Pe noi infractorii, adică infractorii ăștia cu cultură generală, cu facultățile pe la gel, la iud, pe poartă albă, cam așa ne îmbrăcam. Credeți-mă mie că multă lume zice, mă, mânță, dar nu-ți rușine trecut. Dar ce să-ți pierd rușine de ceea ce ai fost, bă, omule? Eu, lumea trebuie să vadă în prezentul, nu trecutul. Eu îl povestesc trecutul, eu spun ce vreau din trecutul meu și ce-mi convine, ce mă avantajează. Uite,
trebuie să spui mai puțin pentru că... Da, de acum, și... acum nu o să mai spun că multă lume îl face... Și dacă am ieșit cu povestea, cu fetița mea, a început lumea să mă critique. Nu, ideea a fost ca părință să-și aibă grijă de fete. Dar la mine a fost cu totul diferit. Dar asta îi. Mă opresc aici. Dă și mie o să vadă lumea că mă descurc. Cu limba ta așa, frumos, cum îmi bagi limba. Uite, mă, cu limba ta, bă, mă agăs de colț. Îmi tai? De ce? De colț. A, bă, la colț. Dai trup de sară. Săptămâna ce vine, dai? Nu. Dar nu-ți dau banii. Aoleu, mamă, dacă nu te bati, îți una mama. Auzi, când aud eu, pe cum tu mă bați să-ți dau banii? Mă bați să-ți dau banii? La prima strigare îi dai, de primul. Dai că s-o prind chiar aici. Te rog frumos, fii respectat să-mi ai. Vezi de treaba ta. Eu te-am cunoscut o doamnă, așa vrei să rămâi doamnă. Sunt anumite chestii care nu trebuie spuse, Mircea, pentru că se... Păi da, știu, tata. Multă lume i-a tot spus asta, trebuie să înceteze, pentru că deja o tot spus ce-o trebuit, nu mai trebuie să mai dea multe detalii. Era... Eu i-am tot spus mereu să se oprească cu detaliile astea, că... Dar nu o să mai spun, măi, femeie. Pentru că, gata, nu o să mai merită. Nu vedeți că lumea din țânțar face armăsar? Adică... Păi da. Știe lumea cine a fost, cine e... Contează prezentul, trecutul și nici nu mai contează. Da. Eu recunosc că dacă nu dădeam de Mihaela, nu eram cine sunt ziua de astăzi. Cine știe în ce grădină zoologică eram, păgeam și mă uitam în stradă. Că ăsta e adevărul. De când a apărut Mihaela, mi-a schimbat ochii. Sunt unii care nu recunosc că muierile e schimbat. Nu recunosc asta veci. Ce? Unii nu recunosc că femeia e schimbat. Da, păi de ce să nu recunosc, dacă ăsta e adevărul? Nu, depinde de fiecare. Normal. Bună să vă fie inima, oameni frumoși, Mirce, o femeie face un bărbat și bun și rău, dar doamna Mihaela te-a schimbat în bine, 100%. Mulțumesc, Mihai Spătar. Bă, ăsta e adevăr, adică nu ne ascundem după degete, dar și el recunoaște, că dacă el n-ar recunoaște, nu, ar fi nasol. Dar el spune că eu l-am schimbat, nu? Dar bine, și-o dori și el, că dacă nu-și dorea, puteam să mă dau eu... Să mă fac rotundă, că nu reușeam. Și-o dori și el. Păi eu dacă vedeam că el nu-și dorește, nu mă mai încercam. Că să nu credeți că a fost ușor. Cel mai bun prieten al meu nu a avut familie, a crescut pe străzi, era hoț, era de toate, înțelegi. Dorința lui a fost familie, casă și copil, acum el le are și e liniștit, s-a lăsat de toate. Bravo lui, felicitări! Așa m-a schimbat și pe mine soția. Doamne ajută! Pentru că e bine de multe ori s-a spus de soție, că nu te duce la rău. Mai sunt unele care, toți ăștia cu viață ca lui Mircea, asta își doresc, familie. Și normal că... Dacă nu a avut nici părinți, știți, să aibă familie, să vadă părinții, să fie uniți, dar unde? Și părinții au fost despărțiți și de-aia și-o și dorit atât de mult să aibă familie, nu? Băiat bun, bună seara, bine ați venit! Dacă nu-și dorea, era mâncat de hiene, era de mult mâncat de hiene, domnul 6-6, păi da? Și-o dorit asta.
Eu dacă vedeam că nu-și dorește și nu asta, credeți-mă că eu nu stăteam cu el. Doamne ferește că... Dar... Am mâini, am două mâini, două picioare, mă descurc. Bună seara, bine ați venit! Cine? Băiat bun. Băiat bun, te pup! Ce faci? Dacă vrea limbi să spui că-ți dau, să urc sus. Astăzi o mâncat piurei cu da. Ceapă verde. Păi da. El poate și zice că n-are ce mânca. Bă, săracule, alo, nu te mai da ca pe iables. Cum să-ți să fii stat cu un gagicar? Cum să fii stat cu un gagicar? Păi, bă, când am venit eu la început, mamă ce, îl sunau non-stop. Până m-am enervat eu și am dat cu telefonul de pământ și am spus, păi ori eu, ori gagicile, lasă-le dracului, dar... Păi ce, eu am știut că a fost gagicar? Da, am știut, era mâță blândă când... până să vin eu aici. Tata bandit, alo, să ne înțelegem. Eu am știut ce zace în capul lui, după aia când am ajuns aici am aflat toată istoria. Avea numai siliconate, aoleu, așa zicea că avea. Nu-i plac alea siliconate, domnul 66. Că pune d-alea pe TikTok, d-alea a pus... Eu nu știu unde le găsește, să mor eu dacă nu, că văd cu cât e tatuate și de unde le scoate. Dar nu le de la oricine, numai la regele TikTok, nu vezi că deja urcând. 66, într-o săptămână rup TikTok-ul iar, ascultă ce spune Cordon. Într-o săptămână iarăși campion. Ține-te bine. Într-o săptămână iară habres mables. Îți aud atunci agraiu. Da, a urcat bine și el, am văzut pe TikTok. Iar deja 44, nu știu cât și 800, nu, 900 și am văzut. Regele meu, rupele, auzi ce zice? Bravo, regele meu, cine? Rupele! 6-6? Da. Eu vreau să urce sus, că-i dau un link-ul, zi treabă-l. Urcați sus, domnul 6-6, vă dăm link-ul. Să vorbim cu el un pic. Acum nu mai au rușine. Să dezbracă, mai au puțin și dau și chiloție aia, cât minuscule așa și pe ea i-ar da jos de tot. Ce zice, urcă? De unde atâta nu mai au bun simț, rușine deloc. Nu s-a acasă. Bine, Sanchi, dar unde ești? E în curte, sub pomul ăla. Te cred, nu ești acasă. Bine, mă, nu vrei să nu te obligă nimeni, stai cu minte. Unde? Te-ai dus după parabule? Dar treaba e tu, mă. Dar e ce minte? Că știu că e acolo, că iau în cameră acolo pusă pe zona lui. Nu te mă și plimbă, bine, mi-a era, tu nu știi multe încă. A, am locația lui, am tot, pot să trimit tot cât să le ai pățuri. Uis la popa, mă da, pe trebuie să vii la popa agințosul. E sub patrașir acum. Vezi, să nu faci și tu, să te habres-babres cu el, să te mânjești. Nu te spovedi, că la mare la Nicou și spune toate păcatele, ai grijă ce spui acolo. Zâne în gând, dar tu zâi altceva. Zâi de ptită, zâi de băbăligă, dar tu spovedea și te gând în biserică, că ți se iartă. Aola, că asta nu știți, știe tata spovedea de ea. Domne, domne, facă sunt voia ta, domne. Ai grijă de noi păcătoși, domne. Că tare știm să pocătăim. De la tine sub polă nu mă bag. Păi nu te primesc eu, dragă, că e prea mare. Nu poți intra acolo, că e lungă, e grea. Adică drumul e lung, da. Drumul e lung de aia. Bă, dar nu-ți rușine, mă, ce zi, să te bagi la mine sub polă. Ce, dar eu am polă, mă, omul, da, nu, să ne înțelegem. Morcă la mă cărunie. Atâta place cu râne. Sau când o trec pe TikTok tău, cine ți-i bărbat? Tu, bărutul meu, mi-e ce lică gărdă. Morcă la mă că zice așa. Tu, cine ți-i bărbat?
Da, nu, dată mă, da, zosule, da, poți să... Zice, cine ți-e bărbat? Mirciulică Gordon. Nu, tu, Mirciulică Gordon, ți-e un pic. Lasă. Tu, cine? Mirciulică Gordon, Boludu. Ia, fără mine nu stau. Tu, fără mine nu stai, eu, mamic. Nu stăm unul pe altul, tu, Boludu. Te-am îmbolosut și pe tine după mine te-am făcut. Vezi? Încet, încet ai venit pe drumul meu. Când am certat la început cu TikTok-ul? Vai, mamă! Vai, că nu-mi dă să mânc! Aveam nițel și ne și despărțeam. O zic că te-am venit deodată, te-am tu să mânc. Ei, bă, care, prin jintea, nu cheia ați. Păi tu, dar nu mai mic că zic. Nu, nu, bă, pe TikTok, dragă, cu alea, cită, dar să-ți cuie. Multe muncă am avut până am convins-o. De-abia așteptat să-mi scrie una prima seară. Ce să fac, chiar nu și pe tine, eu le-am luat eu. Eu tu, eu oricum fac pentru picioare, eu zic. Da, dar nu te înșel, mamă. Nu te-am înșelat și nu te înșel niciodată. Am depinde de ce modele astea de mașină. Cu mașina te înșel tu, alu. Cu orice mașină are o roată de el, de servă. E o treaba ta. Zi ce ai zis pe drum astăzi, că dacă mă duc la zil, ce faci? Îmi găsesc de la tână. Auzi că îți găsești din de la tână. Păi să ai bani. Au zis că când îmbătrânești, să zice la zil, că mă mai vizitezi și tu din când în când. Păi de ce să te vizitez? Păi îmi găsesc unul tânăr și... Eu nu înșel, nu te vrea. Nu înșel, că nu te vrea niciuna. Da. Tu mi-ai ăla, dragă, dar ca să merg cu unul tânăr, trebuie să ai bani. Da, să mă. Păi ăștia nu-mi cheia fără bani. Nu? Îl pentru bani. Nu, nu mai spune. Păi da, tu nu vezi ce-i zonia asta. Trebuie să-i da, să mor eu dacă nu. Da, ai vrea să scapi din mine? Ce văd aici, mă? Zi, dacă vrei să scapi din mine. Că băgăm divorțul și gata. Da, gata, ai găsit. Că băgăm divorțul acum. Ia, Borunda mea. Nu știu că nu te vrea niciun. Auzi, e pe domnul 66. Și-o crezi tu că nu mă vrea. Aha. A, vă, la, că știe tata. Nu mai trebuie să pun că single. Ca pe vezi cum sună messenger-ul. Ce mi-ai ăla? Du-te la muncă, lasă messenger-ul. Că dar nu mă duc lumea tu la bună. Ce e tu? Tu te la muncă, nici și duminica. Lasă messenger-ul. Da. Messenger-ul nu-ți dă de mâncare. Bine, dă muncă mă trimit. La ciordeară nu mă trimiți. Sună cine? Auzi? Sună cine? Nicotul. Moartea sună. Ce ceva să zice? Cine sună? Sună 6-6. Stai cu minte. Alo, să ne înțelegem. Sună primăria, consiliul. Dacă dau eu două dume, vă garantez eu că nu mai sună nimeni. Dacă pun eu două dume pe Facebook, vă garantez că nu mai sună niciuna. Ce dume? Cum adică? Cât al dracului e și cât aia, pițos. Auzi, ia că dume. Auzi, alea nu-s dume. Alea nu-s... cu minte, vezi de treabă, salvare, auzi. Auzi că nu, pune dume, adică tu, alea nu-s dume, zici la frate că sunt fițos, păi m-am născut fițos. Domnul, dar ce fițe unde? Tu nu vezi ce pretenție am. Fițe de stradă. Ha? Tu nu vezi ce cum ai învățat de pretențios. Să mă cu șervețelul, cu purpurița, frumos, ca șefii. Poți să mergi cu mâna, că așa știi să mergi. Ha? Poți să mergi cu mâna. Na, alo, gata, am de pornit, vezi că te dezactivezi imediat. Vezi că iau microfonul ăla și... Lasă, nu mai luam microfonul, n-ai dat cu banii pe el, eu am dat. Vezi, de unde ai dat tu? Din banii miei. Da. Tăi, ce e casa asta, i-am eu. Ia-i nu, ia nostru. Tăt. Am revenit. Și culoarea părului ce-i pe tine ea meu. Da. Oricum, Mircea. Păi da, Caterinca, tată. Nu, glumesc, mamă. Ai găsit duetul ce l-a făcut cu tine? Da, am găsit. L-am postat deja. L-am postat. O văzut duetul, auzi?
Am văzut de tu aici. N-ai pentru ce, tată, ce pup? La 6-6 nu-i fac, nu-i răspund la mesaje, îi fac duetul. Astăzi i-am făcut două, prea mult. De-am o 3 luni mai fac. Că se ridică repede. Ai, 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 deci eu am trecut-o pe Miaela, bă, bă, da, sau? Avea 44 și da. Nu știu cât astăzi m-am uitat. No. Și 900, da, 44. Da, de-am am 36,7. Mă, să mor dacă o țeai și într-o 2 luni de zile, să mor din ajuns 100 de mii faci. Și avea, are la, acolo, la aprecieri, 915 sau nu știu. Ai, e, ajunge la 1 milion. Ce zici? Dar e patină pe 6-6. Și eu am 400 de mii. Da. De aprecieri. Dar pe tu nu prea postezi, tu postezi când e Revelionul. Mă rog cu tine, Cordon. Da, cu mine. Eu ce, cu TikTok-urile tale, tată, cu TikTok-urile tale, nu noroc cu mine. Toată lumea știe că noi suntem, eu, tu și cu câțiva de pe TikTok, chiar avem o prietenie virtuală, nu ne-am văzut încă, dar și când Biru, o să vinim odată, vinim, că vreau să viu și pe la Alex și o să mergem pe la tine și atunci stăm la distanță, îl pun pe Alex, stai în mijloc, să nu dai nervul ăsta, că n-am pun de pușii, că închide curtea, dai drumul la câine, ăla, la cioban, îți mâncat. Ciobanesc, mă, cioban. Păi e cioban din ăla, ca eu. Te pune să dai cu coasă. N-am mult ce să fac. Să iubești două femei și să nu știi pe care o îi dai, eu numai două femei. Aici ai dreptate, iubesc două femei. Lasă să pe nevastă-mă și pe fetița mea. Dar nu că nu mă lasă el, nu fac eu, nu postez eu. Nu, dacă dar ce postat, mă, 6-6, nu că nu o las eu, mă. Dacă aș posta zi de zi, aș face vizualizări și toate astea, dar nu, nu, nu-mi place mie să postez. Limba, rog, gata, s-a activat. Hai să-l copiez. Stai așa un pic. Tate, am dat link-ul. Da. Link, mă rog. De ce vorbești cu el? Acum a spus că... Ciocumic, îți dau în gură. Știi ce faci? Sparg laptop-ul. Îți face. Vorbești frumos cu el. Vezi de treaba ta. Vezi ce spui. Nu băga prea mult ăsta, mă. Dar nu-i treaba ta, mă. Sunt el la distanță. E, bă, mai că... Șt, auzi. Vezi de treaba. Ai grijă, da. Deja e aici. Ia. Așa, din. Care 6-6? Buongiorno a tutti. Nicăciulă, zici că-i cumpăr... Mai schimbăm și noi tricouri, deja am alt tricou pe mine. Du-te, ieri l-am luat, măi. Măi, Gordon, ieri l-am luat. Da, de 30 de bani eu cu el. Fac o lună dacă-i cazul. Treaba ta? O lună. Ok, tată. Nu mă opri, vorbești mai cică să aude până în buta pe ăsta, de acolo din Oradia. Mai ce? Ce? Ce-ai zis, Gordon, că vii cu, când vii, vii cu Alex ca să te protejezi? Păi cum, tată, că eu știu ce ai tu în cap. Poate vrei să-mi dai un eleu. Nu mai îmi scoate hero ăsta, mă, omul Dumnezeu. Dar eu glumesc, bă, borundule. Adică vii la om cu suflet de injer, de coptil? Și ce te chem să vii pe zonă? Nu mă chem, tată, glumesc. Da. Bine a venit, tată. Uite cum ți-a pus Marcel Saint-Tropez. Da. Auzi, asta cu ce-o zis și doamna Mihaela. Băi, lasă pe doamna să facă clipuri cum vrea dânsa, nu cum vrei tu. Dar eu nu fac eu, că nu... Place să postez pe TikTok, dar dacă așa postam, are dreptate. Dacă postam, du-te mă și tati. Are dreptate. Dacă postam pe TikTok, nu că nu urcam, că deja am 36,7. Da, dar eu nu văd să vă fac un promo, nimic. Deci la, dar eu știu de ce nu vă face. E frică să nu urc mai sus ca el. Ai, ai. Da, eu nu vă, mă, hai să fac la muierea asta mea. Mă, când dă și mâng, mă spală, să-i fac un promo frumos. Dar nu-i problemă, doamnă, că vă fac eu. Vă fac eu, dacă chiar din așa merit treaba. Din ce loc îți dau? Da, da. Tu, mă, bă, bune. Dar tu, dacă ai, da. Tu, ai făcut cu soția lui. Nu, păi, dar n-are. Da, las că fac eu. Treabă. Măi, ce, deci un regim, mă, să lea și regina jos, adică să fie mai jos ca alții, mă. Păi, nu, regele la regina e mai la
știi tu, no? Noi suntem regeia modern. Da. Auzi, Gordon, numai nu pot să demonstrez chestia asta. Ce? Când avea doamna Mihaela, cam știesc clipurile alea și în fine, avea doamna Mihaela 776 de urmăritori. Cine a făcut prima dată dintre tot ăsta, cine a făcut promovare? Eu făcut promo. Dacă știi. Tu eu, da. Eu. Dar nu am, că am șters contul ăla și îmi pare rău. N-am salvat clipul, să vezi. Trebuie să mă cauți pe Mirciulică Gordon ca să-mi trimiți, că nu-i copil la casă. Îți fac pe Instagram, cum să nu? Zice, fă-mi și mie o promovare pe Instagram, Mirce, poate mă însor și eu, aure. Să-mi trimiți undeva Instagram-ul tău. Dar ce ai Instagram? Nu, mă, bă, tu vezi de teabă că ești greu pentru Instagram. Cum poți să-i faci? Că n-are cum și să facă dacă n-are Instagram, nu poți să-ți facă. Are Alin. Alin. Intru pe Instagram-ul lui Alin, numai să știu cum să-l cheamă și fac screenshot și fac pe TikTok și o pun pe el. Da. Îți bag dragă, cu drag. Numai la 6-6 nu-i fac pe Instagram, că îi pură ea porcii pe urma și mă dă la gardă. Că îi... Dar eu n-am Instagram, că... Eu doar... Dar uite, eu i-am dat azi comment și mi-a dat răspuns înapoi. Cine? Cu 6-6. Dar ce ți-am zis? Uite, numai Gordon nu răspunde la el, dar să uită, că eu văd că se uită, dar nu zice nimic. Da, mă. Păi să-mi dai numele de pe Instagram. Nu folosesc Facebook-ul, nu-mi place. Dă-mi numele de pe Instagram. Numai trebuie să vină copilul imediat. Mai este o 40 de minute. Facebook-ul nu mai are valori, gata. No. Nu. Vreau să-mi deschid Instagram, numele tiktokarilor, așa o să pun Instagram-ul. Taci, uite, da? Mir, vezi că sună, ți-am zis. Cine e? Alinuțul, vorbim de el. Te pomenești că o prins un pește. Ce, mă? Ia. O prins peștele, măcar! O prins Alin pește, ia uitați ce pește! Wow. Dă mai în față să se vadă. Pune-l sus! O prins Alin pește. Hai ce mă paci în peștile! Wow. Alin! Să-l aduci acasă, tată! Să facă mamă, să l aduci acasă! Pescuit! Ia ce frumos peștișorul prins! Ia ce bucuros e! Vai, dar faină-i, mă! Bă, dar mare e, bă! Uite, mă! Da! E aici aproape de noi! Aici aproape de noi! Dar la ce o arunca? La mămăligă? La ce o dat? La ce l-ai prins, bă? La cucuruz? La râmă! Ce ai acolo pus? Păi nu, am fița pe stașa. Ăsta o fotă pe stașa. Unde-s fonii? Just leave them on the ground. Aici, aici scrie top model. Scrie-l aici, tată. Zi-mă cum l-ai prins. Hello, hi, my friend, Victor. Nu-i Victor. Ba da-i Victor, cum nu-i? Copilul ăla frumos, mami. Ăla frumos. Ah. Hello, my friend, how you doing? Girl, nothing. Da. Chica, la Chica, unde sta la Chica? Da. Ce frumos să vă dușesc. Da. Cum l-a prins? L-a pescuit. Cu undița. Nu, dar cu ce-a aruncat? Cu ce momeală? Momeală. Nu știu, o pușim în casă. Acum ne arată. Bă, omule, cu ce l-ai prins, bată? Cu ce l-ai prins? Arată-ne, mă, Alin, cu ce l-ai prins? Bă, om... Are un pește din ăla fals. Da. Cuace. Da. No, bun, hai, că bine. E lăsat că noi suntem la, te așteptăm să vii acasă, bine? Ok. Te iubim. Da. Hai cu prada acasă. Tu l-ai ce, dim atât șalom în casă și inima ta. Șalău, ăla meu, omule, că nu-i șalău. No, m-aș duce acolo să fac un video ce-o prins, Alin, mă. Să mor de nu m-aș duce și aș face un video, să pun pe YouTube. Cum a prins primul pește. Da, dar era bine când îl scotea de apă, și înțelegi? Dar îl fabricăm, îl băgăm înapoi și îl trage și habriz. Nu știi cum îți mersurile. Alo, să ne înțelege. Dar e acolo aproape Balta, lacul, ce aveți acum? Da, 5 minute, da, este un, e lac. Un râu, un râu. Tom model, dă numele de la Instagram, tată. Unele am tot dus noi și am făcut filmări cu la am văzut. Cum să duce. Și acolo este unde e un pic mai adânc. Gara, te pup, tată, te pupă. Unde fac ei baie.
Se adună mulți de copii acolo... brazilieni, că Alina are foarte mulți copii, da, prieteni brazilieni. Și... tu n-auzi, mă, că copilul meu mi-are în training de 800 de euro pe el, la pescuit, în Kenzo. Bine, de unde să știu? Da, omule, 800 de euro. Da, prinde pește. Da, da, prinde pește e mare. Bine, mă, alu, să ne înțeleg. Auzi, Andrei, Cătălin, stai un pic, stai așa să-l pun aici, a? Și lasă-l aici scrisul, că când vine Alin, îl iau. Andrei Cătălin. Cătălin, S-B-R. S-B-R. Trebuie să intri la mine, că o să intru și eu live. Hai scrie pe ceva. Mă, scrie pe ăsta. Dar așa cum scrie el acolo. Ca... stai să văd ce se știe. Că nu știu, să nu fie important, e muiare. Asta e de la sport. Scrie. Ca să le iau jos. Și caută, Aline, o să caute și îți fac promovare mâine pe TikTok, cu mare drag. Tu n-ai Instagram, domnul 66? Da, eu, om bătrân, mă ocup de prostie cu Instagram. Da, acolo vezi tâță mai mult. Ăștia tineri au Instagram-uri, măi omul. Mulțumesc. Mulțumim, Dumnezeu să mulțească. Uite cum pus iar aici. Uite cum pus, să spui mai ușor. Uite. Andrei Cătălin. Uite, așa și las. Lasă, bine că ai scris, așa rămâne aia acolo până vine copilul. Mulțumesc, tată, Dumnezeu să-mi mulțească. 6-6, că vrei odată undeva promovare să-ți spui, tată, că ți-o fac. La certificatul de deces. Doamne, ferește! Ai văzut că-ți urmăresc acum, 436. De aici nu mai mă duc nici mai jos, nici mai scos, și mă duc cu oamenii ăștia. Văzut, dar mai înainte de a intra, ce m-am uitat. I-ai uitat să vezi apărut... afară, hă? Auzi ce zice... Da... nu, mi-a părut ăla pe For You, mi-a părut clipul. Am rămas. OMTV. Am râs foarte mult. Că o să fac mai târziu gara, pe la 6-8 ora României, mă bag iar 2 ore. Mai bine mă bag și fac Caterinca cu lumea decât să ce. Nu știi face Caterinca pe OMTV, am văzut, nu știi. Cum te-am în apă... da, m-am uitat așa seara, nu știi face. Acolo nu știi să te comporți. Acolo nu-ți dai duhul, numai aici. Băi omule, stai încet, încet, că tot începe de undeva. Stai să mă formulez, să mă adaptez. Ce să te formulezi? Acolo trebuie să fii... nu l-ai văzut pe Mădălin, ce face? Domnul, cum e? El e stresat, stă acolo așa, că și eu mă uit. Da, da, el stă, zici că se cheamă și vorbească. E frică, spate, să vorbească. Nu-i dai. Nu, acolo nu ți-e frică, dacă ești nervos, înervează-te înainte de a intra, că acolo așa trebuie să fii. Nu, măi omule, vreau să încerc, iau pas cu pas în celălalt, că știu eu de ce. Bă, tu nu m-am învățat pe mine școală, că eu îți dau calitate maximă. Taci, mă! Dar că te-am văzut eu șasară ce făce. Doar am fost și domnul șase. Dar șmecher, eu știu ce urmărește el acolo, că el am văzut cum vorbește. Aha, ce urmăresc? Am văzut eu. Petițele, zice... Reclamă. Aici am o petițele geloasă, da, că mor când mă vezi că vorbesc cu câte o pată. Lasă-mă, nu de fetiță, nu-i vorba de fetiță. Altceva. Scopul și-l urmărești. Scopul. E prea geloasă, măi, 6-6, vezi că e prea geloasă. Păi și mântru. Ți-a luat trei limba la de muieri pe tine. Cu portocaliu. Ce vrei? Nu, taci odată. Papagalul ăla, dacă l-ai mai iubit, ți-l-ai mai... Dică asta, papagal, vezi cum vorbești cu mine, șeful, eu. Urmărești, subscribe. Ar fi bun la televizor și prezinti vreme. Auzi ce zice, gara, urmărești și subscribe. Păi normal că urmăresc, că vreau să... asta e bravo, bine, cine o zice treaba asta? Gara, asta e mai... bravo, așa e. Amul ai ghicit. Dar trebuie să spun acolo, abonați-vă la Mirțulică Gordon vlog. Deci eu când intră asta trebuie să spună, vă rog, dacă vreți să mă vedeți în adevăratul sens, abonați-vă la mine pe YouTube. Nu trebuie să dai multe explicații acolo, el să închide și... Da, să închină, ca la popa. Ok, mulțumim, tată, Dumnezeu. O să vreau o promovare la business-ul meu. O să vorbim. Okay, o să te contactez pe Instagram, numai să vină copilul. Mi-l-a șters, n-ai botul. Ce ai scris, da? Ce ai scris, tată? Că ți-o șters, n-ai botul. Cu mare drag, eu fac la orice promovare. Trebuie să-și urmărească, trebuie să spună. N-ați văzut copilul ăla, domnul 66, dacă aseară v-ați uitat, ați văzut copilul ăla mic? O zis,
Da, 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 la Măgur. Da, da, la Măgur. Nu zicea promovare, că am și eu canal de YouTube, dar mi-a nu zicea. Am Măgur. Nu promovez, da, mi zicea soră sau, sau ce. Și fac reclamă, și reclamă, da, zice. Fă reclamă, dar mi-a zice, abonează-te la canalul meu. Păi ce canal ai să mă abonez? Păi da, da, nu. Ce comic era dacă nu copilul ăla? Da, l-am văzut. Da, bă, bă, cunoaște lumea acolo, da sau nu? Bă, eu nu zic că nu te cunoști. No, bine, te pui, dar sigur că te cunoști. Lasă, vedem cum e în România dacă te cunoști. O rugăminte așa, de la preții, la preții. Poate și tu membru canalului, ajută canalul, tată. 99 de cenți, nu-i mai mult. De luni îmi activez și eu, de luni, 99 de cenți, pus și 50 de cenți și 20 de cenți. Au făcut 4.000 de ore odată. Mi-am făcut 4.000 de ore. Astăzi mi-am înregistrat canalul. Aștept ca YouTube. Pardon. Am, da, nu știu, românii dacă te cunoști când ai venit în România pe aeroport. Bă, de capul tău, 6-6 să fie acolo. Dar nici nu o să spunem când o să ne ducem în România. Credeți-mă. Nu pot să spun că mă duc, că nu. Am și dușman 6-6, dar... N-ai dușman. O să filmez și o să le dau drumul după ce ajung în Irlanda înapoi. O să fie zăpășară. Nu cred. Dar stai că le dau eu drumul, că doar eu trebuie să intru live. Nu mai mă, Marcel, tu tăte ai zis, dezblochează-mă aici, mă fac membru canalului, nu te-ai, tăi cu vrăjeala ne duci. Poate e membru canalului și discutăm despre promovare. Că așa mi-are treburile, tate, între YouTuber, trebuie să ne ajutăm. Salut, Marcel! Vorbește cu Gana despre Instagram, să-l caute pe Instagram. Să-i dea subscribe. Avola, uite, vezi un om cu promisiune. No, am o putem discuta afaceri, tată. No, așa îmi place. Mulțumesc că ai venit la nou bucătar. Ajutor de bucătar. Așa, doamnă, ce eu te contactez? Pe, te sun eu pe privat, pe Messenger, pe la cuici. Aici ar trebui să faceți like când faceți mâncare. O plăcintă, să vedem și noi cum mă moiați, cum faceți, cum... ca să vedem anumite chestii. 26, credeți-mă că fac foarte multă mâncare, dar postez, v-am spus, pe, nu știu dacă... Da, nu, 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 nu! Când faceți în direct, când, când faceți aluată, să vedem de la A la Z. Da, dar am făcut și nu apreciat lumea. Marcel, dă și tu un subscriber aici pe Instagram, la Tom Model. La Andrei Cătălin Săbăr. Dă și tu un subscriber, gara, te rog frumos, dă-i un subscriber la băiatul ăsta, te rog frumos. Top Model, poți să te faci membru canalului, apeși pe... Alătură-te. Pe alătură-te și te faci membru canalului, acolo sunt mai multe variante și te, te faci la ce dorești tu. Unde scrie alătură-te, acolo te faci membru canalului. Sau unde scrii mesajele, îți arată un dolorel. Apasă pe dolorelul ăla, tată, și acolo îți alegi opțiunea. Domnul 66, credeți-mă că foarte multe rețete și mă apreciază, deci pe grupurile pe care vă deci am primit și diplomă. Deci de Paște am primit diplomă, dar în două zile la rând am primit diplome pe ce am postat eu. Bă, ce postez eu acolo și lumea mă apreciază bucură, foarte bucură. Mult. Pentru că nu, nu sunt așa de oriunde. Da, da. Eu zic să, nu știu ce cameră v-ar trebui sau cum să, când faceți la masă, când faceți treburile. Deci 4 ore, să zic, stați în live, deci în 4 ore ce fac? Fac plăcintă, fac scoverd, fac curechi umplut, fac ale tăcii să, le, să se filmează atunci. Gata, este un mesaj aici sus pe bordiera asta cu numele lui Tom Model, jos îi Instagram-ul lui. Te rugăm frumos dacă vrei să-i dai un subscribe. Și și Marcel. Aia să ne ajută oameni buni între noi. Că vă fac și o reclamă la Instagram. Vă promit și ție Marcel îți fac mâine. Am mai făcut domnul 66 live și am făcut mâncare în direct. Și lumea nu a apreciat. Mai mult bun jurat decât... Bun jurat mult 66. Credeți-mă că am făcut. Dar eu știu ce vrei tu să faci. Dacă e bandit ăsta, da, să ne înțelegem. Nu știu dacă v-ați uitat, dar uitați pe canalul meu, am foarte multe rețete puse pe canal, chiar foarte multe am puse. În spate, dacă dați în spate să vedeți câte rețete am puse eu pe canal. Șmecher. Pentru că eu am lucrat în restaurant în România, am lucrat în restaurant în Italia. Nu cum o spus lumea că eu am fost la produs în Italia, nu e adevărat, am lucrat. Bine, amu, dar noi ne luăm după lume, amu. Am lucrat și aici în restaurant în Irlanda. Deci, da. Eu ce am făcut în
în restaurantele în care am lucrat, rețetele alea le prezint și eu pe canalul meu. Bunele rețete, nu le-am pus pe toate, că la câte rețete știu, credeți-mă că... Da, Gordon, ce știi face de mâncare, de exemplu? Așa e. De exemplu, eu știu să fac pită prăjită, pită nou, cartofi prăjiți, lușcoș să spie lungă viața și stop șmecherie. N-auzi, dar cum faci pită nou? Cum o faci? Cum procedezi? Lasă-mă să-ți explic eu. Iai frumos două ouă, sumpli pe ele, că să pui dragoste, le spargi, pui într-un lăbușer micuț, micuț, adică un pic mai mare, pui vă las să vorbesc, trei linguri de lapte și învârți, 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 pui un pic de margarină. Le bați, nu le învârți, că dacă le învârți nu se... Mă, lasă să auriteți, ascultă-mă. Și pe urma pui un pic de margarină în tăpșie, să se facă zdrum, 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 zdrum. Pe urma bagi două peliuțe în măsura inimioarei, cât crezi că poți să mânci în gura ta. Eu fac de obicei și apte o pelic, atâta mânc. Le pun acolo, le stămălăcesc. Îmi dau ouă, poți face șapte o pelic. Vă las să vorbesc. Top model, ieși afară din aplicație și intră înapoi. Și când apeși acolo pe ăla, îți dă cum să te alături. Îți arată alătură de canalului. Ca să ieși afară. Dar eu fac din 10-15 ouă, tu faci numai din două ouă. Bă, omule, eu ți-am dat un exemplu. E o rețetă. Da. Cum știe domnul șase? O rețetă bip. Să n-am noroc de nu-l fac. Auziți, domnul șase, au făcut o bratută și a pus-o în tigaie și așa făcea cu lingura în tigaie, numai ca să nu știu ce tigaia. Dar era cine era tigaia? Era de la tigaia. Tigaia și de-aia. Dar gratis, de-aia am făcut așa, să o strâng, să o aruncăm, să cumpărăm alta. Da, cred că, nu cred. Ar fi curios cum ar umplea cu regi. Cum ar umplea, cum ai face sărmăl. O să fac și asta, dar pe atent. O să fac o dată să facă sărmăl. Lasă-mă că vorbești mult și te-am gândit în baie. O să mă activez și o să fac mâncare și o să postez și o mâncare. Ce știe Mirciulică, Gordon, regile TikTok să mânce. Gordon, fă sarmale și bagă clipul pe TikTok. Umpli-le tu. Dar fii serios. Te rog, nu râde acolo. Fii serios numai. Să vezi o treabă. Să vezi cum zic că hai la sarmale. Nu. Dacă faci un clip, când faci sarmale, nu știu, cât îi poți face în timp de un minut. Da. Ași clipul de un minut frumos, dar să fii serios. Nu, să nu se râdă. Filmezi, pui telefonul și te filmezi singur, nu pui pe altul să fii ca lumea să înțelegi și nu râzi, nu faci, îi dai drumul să vezi reacții la el. O să fac. Îți spun eu că coala spargi. Tu ai priceput ce rețetă ți-am dat acum, a la Gordon. Da. Dar eu cu ulei. Nu cu ulei, pui margarină, când scoți chita din ouă. Unt e mai bun ca margarină, dacă vrei să faci cu unt. Dar eu nu ți-am zis că tu ce ai înțeles? Ai zis că cu margarină, păi untul... Margarină ai zis. Untul e ala... Băi, omule, untul e margarină, e margarină. Alo! Nu. Dar pe și tu nu înțeleg. Nu înțeleg. Deci, rețeta a la Gordon. Da, atunci n-am înțeles, sigur. Să mănâncă cu multă dragoste. Adică te bagi într-un cor să nu te vadă nimeni și palotezi. Da. A la papa. Da. Bolunde. Ia-i, domn. Sau vrei să fac cartofi călcați în picioare? Să-ți explic cum să face mâncarea? Nu, dacă știi, faci cartofi răntăliți. Răntăliți? Adică să-i tai și să-i pui cum? Și cu ceapă și cu din alea? Vezi că știi, mă, fii atent. Știi, mă, ce-i cam... Bă, eu te întreb pe tine, tu știi să faci un sertocan? Nu. No. Dar ai mâncarea țiganului, mă. De aia lui zice că nu ești țigan. Dacă nu ești țigan, dar nu știu. Dar ala de luscă și ala știu, ala-i cu orez? Nu, no, mă, cu varză. Cu varză și cu orez, nu bagi orez pe el. Mai e varză la Cluj.
Varza la Cluj. Varza la Cluj se face diferit. Acum depinde de fiecare. Unii sunt care pun smântână, alții nu pun smântână. Dar tot așa cu orez, fierbi orezul înainte, călești ceapă cu varză, cu puțină cărniță tocată mărunt. Acum mai nou este da. tocată și pui acolo, le călești. Și pui un rând de varză, un rând de orez, varză, ce mai pui acolo. Și dacă vrei să pui și smântână, să pune și smântână. Adică depinde de fiecare. Eu așa știu să fac varza la Cluj. Eu am văzut o doamnă, doamnă, pot să-i spun, pe TikTok făcea leveșe de galușticul de îngriz. Da. Și ce credeți? Că în zama aceea era tăiat și ardeiul mărunt. Mărunt era lăsat tăti, dar nu-i mai leveș, nici supă. Că la noi leveșe, se bagă găina, ori întreagă, ori o dărăburești. Bagi morcov întreg, un cartof pentru, dacă vrei să bagi, ceapă întreg, tot întreg. Le scoți și după aia bagi. Ăsta și deasupra, stai niște petrejeli. Dar aia nu, aia era un fel de ciorbă. Și scria femeile acolo, că avea mii de ăsta. Și m-am băgat și eu, cam un scanzăr, adică m-am dat și eu cu părere de la Bihor, nu? Păi nu-i leveșe, doamnă scumpă. Da. Păi ea zicea leveșe, ce e acea leveșe? Păi e supă, un fel de supă, dar leveșe ungurește la noi. Dar ea nu înțelege lumea că... Da. Dar să scoate legumele tăi afară, morcov întreg. Păi, da, leveșe, așa se pune, ori dacă pui, ori că îi ții, ori că luște, Da, dar nu se taie ale mănânțel, nu se mănânțelează nimic. Să rămână ca la ele să bagă în ciorbă. Eu așa știu. Deci le pui întregi și fierbă acolo ca să... Da, întregi. Bă, dar tu ai mâncat odată malaciungă. Bine, malaciungă. Da, am mâncat. Da, și nu ascult. Ai mâncat mai malaciungă? Nu, arăți ceva de mâncare de săraci. Nu e? Alu, mâncare giregilor, așa ceva, bă. Cu o carne de corcopopoliță și cu anaconda și cu șopârlă. Îți dai seama. Atunci mai bine o șopârlă și o mânc așa. Bă, dar zic cum să face laptele de pasăre, știi? Laptele de pasăre? Da. Păi ei vaca și o nuș de avion sau cum? Bă, tu răspunde la întrebare. Cum să face laptea de pasăre? De ce răsfică-mi? Nu știu. Răspunde tata, cu multă dragoste și într-un colț, să nu te vadă nimeni. Nu, ce mâncare. Eu știam că să ia vaca și să aruncă din avion. Am fost în Călăraș, în centru de minori, aveam 12 ani și mi-a dat... În Călăraș ai fost? Da, în centru de minori, auzi. Și ce mi-a dat aia să mânc acolo? Ciulama. Ciulama, arată felul de minuni. Nu, deci ciulama rățin, e ca, cum să zic eu, e ca acum îți răciturile, dar nu îți răcituri, să calde așa și să ghide ca mucii. Bă, când am dat contactă cu ea acolo de pământ... Ales, dale mă, un ba, răcituri, scocioni, dale. Scocioni. I-a dat probabil ciulama de praz. O fi făcut. Ciulama de praz. Păi acum nouă femeile face cocioane nu din porc, face din curcan, face din alte cărni. Ce supă mi-o dat să mânc acolo? Supă de pește cu cap de pește. Da, din staia se face supă de pește, din cap. Din cap? Da. Lasă-mă Dumnezeu că era să mă mânc acolo. Da, dar alea-s bune dacă le faci ca lume. Da, auzi. La tine, la Oradea, voi mânca supele ca noi clujenii, mai dulce. Da, exact. Păi leveșe, dar nu leveșe pe ăsta, pe Nelson, că zice că tămâiere și facă leveșe. Pe... Ai mâncat odată, din ăla ce mi-ai dat tu să mâncă supă, borș. Borș, aia se face în Moldova cu borș. Ai mâncat cu borș. La eu nu folosesc borș, nu? Forc era. Ai mâncat odată. N-avem treabă cu borșul noi. Hai de capul meu, nu știi ce, dar încearcă odată numai să vezi ce bun e. Am încercat de câteva ori, dar nu știu. Eu și am făcut o ciorbă. Deci, aia omule, recunoști că nu știi. Pe nu te mai da bucătar, nu te-n bocă. Dar stai, oleacă, că nu se folosește aici în zonă la noi. Eu zic să folosești ca să vezi cum e, bă, este... Dar nu folosesc, că am mâncat borș. Eu știu cum e borșul. Este borș
borș magic. Dar este borș eu magic. Când stăteam la Ploiești, îmi făceam eu borș. Și îmi puneam la ciorbe borș făcut de mine. Eu armata am făcut-o perioada de 2 luni, am făcut-o la Bacău, de acolo am fost mutat la București 10 luni. Și acolo la Bacău am mâncat borș și daște făcute care se făcea cu tărâță, cu mă rog, ce făceai acolo. Da. Și atunci m-am scârbit. Eu n-am mai mâncat atunci. Da. Păi da, pentru că la Moldova se mănâncă foarte mult ciorbele cu borș. Da. Păi, ba, nu, și apoi asta e. Da. Ce să facă, Mirciulică, mâncare, că ce, unde o învățat el să facă mâncare? Dar într-o zi s-o enervat și a zis că hai să-și facă el ratută. Și aveam o tigaie, mi-o cumpărase taică-su când am fost în România și o pus în tigaia aia. Și o pus cu lingura și așa dădeam tigaia. Am zis, mă, dar ce ai cu? Așa să face ratută. Nu, că așa să face. E bun, dacă tu așa știi să răzui în tigaie cu lingura, e bun. Unde a făcut el? De nu a făcut el niciun... Da, Mali. Mamă, ce? Stai că e la baie. De ce? Ce s-a întâmplat? Stai că e la baie. O fugi peștele. Da. Ai mai prins vreun pește sau n-ai prins? Mai mișcă? Dacă îl ține apă. E bun. Acum te pomenești că trebuie să-ți cumpărăm și undiță. Că nu-i cu undița lui, că doar el n-are undiță. Eu dau copiii undiță. Ce să lucrăm aici? La Mircea nu-i place să ducă să stea la pescuit. Dar cui îi place? Nimeni nu-i place să stau și aștept. A mie mi-a place dacă, să mă duc. Da, dacă aș ști că prind măcar la jumătate de oră câte unul, da, dar dacă nu, nici prins. Alo. Ce? Ce ți-am zis? Pe baie am stat și am știut deja ce vrea. Auzi, bă, preșcolarule, vezi că mai trebuie să iei tu și o live să fac ăla, să te lași și pe tine live. Te-am lăsat 5 ore, nu-ți ajunge. Nici, mă. N-am, mă. Vrea să mai stea o jumătate de oră. N-am bine, stai până la 5 jumate. Vedeai mai într-un palat de tristele. Aula. Palat de tristele. Bine, te pupăm, dar vezi, ai grijă cu unde mergi. Alo, miliția, o venit Ana. Da. Bă, de n-am știut din păvăceu și mi-a stat inima pe loc, am știut cu ce vrea. Eu îi cunosc când mă sună, știu ce vrea. Ce, și cumperi undiță? Nu, mă, să mai stai o jumătate de oră, l-am lăsat afară. Ce dacă mai stai o jumătate de oră? Tu le-ai dat. Că prinde pește acolo și... Las, nu-i problemă. Chemnițe, roade mei care, auzi? Auzi, bă, roade ți-l Luca, de ce să ți-l rod eu? Ai băut cafeaua, Ana? Ai băut cafeaua, spume roșie, că ai capot roșu pe tine. Dar de unde știi tu? Eu văd pe televizor, e roșu, e scupița roșie. Auzi, dai. Doamne, fermă, că bolul... Deci și eu să le întâlnești așa, dar nu că o văzut. Am văzut... Bine, ai văzut odată în capot... Înțelegi roșu și am zis că e capot roșu. Am văzut-o și la ștran. Când o poți ia la ștran din Italia. Glumesc, tu lasă-mă să-mi fac caterinca, că nu pot de tine. Auzi, că băut cafeaua de nițel. Ai băut de nițel. Ce să beau? Eu nu beau, dragă. Beau-o tu, dragă. Și numai de la nimeni. Ia-o, bă, mamă, nu tu. Lasă-mă să-mi dau jocul, că o să fac un de caterinca, bă, da. Bă, 6-6. Fii atent aici, spune Gordon. Să mă arăt viața mea, dacă încerci o șmechire cu mine. Alo, să ne înțelegi. Nu te-ai asortat bine, nu te supără. Ha? Ai tricou ăla frumos cu... Da, ăla îmi place, grozav. Da. Ala, nu știu, ăla te răfă pe care... Când ai avut tricou ăla negru. Nu, ăla trebuia să-l iei la... Nu, Nike pe Adidas. Ce faci? Încurcăm firmele? Nu, mă, că ăsta e Nike, cu Nike. E Nike!
Bun, da. E bun dacă e Nike. Dacă e Nike, e Nike, ok. Dar să-ți dau ochiul, dar și în picioare am adita și-ți mere singur pe stradă și zice, bună ziua, ce faci, ce pu? Băi, omule, dar sunt trei dunși de alea, am gândit că... Totul sunt Nike, mânca, bă, tot ce-i pe mine și-a chimica la tine. Atunci, ce scuză-mă, că eu nu cu dinții să știu de aștia de Nike și de dăștia. Dacă nu prea ai umblat în lume, n-ai ieșit din hotarul ăla. Bă, aici ai dreptate, aici ai dreptate, nu poți să te contrazi. Zi la oamenii am aștept, aștept să vii încoace să mă duci încolo, că te Irlanda și pe mine, să mă scot să nu. Cum să nu? Pentru că vin între zile negolificare. Eu fac de mâncare, mă omule. Tu nu mai mergi la lucru eu. Auzi, pe când... Asta e omule, dacă fai tu mâncare. Omule, stai alea că așa, hai să-mi înțeleze, balu. Da. Tu mergi la lucru, frumos. Doamna mea, hai la lucru. Eu rămân bucătăreasă acasă. Nu știu, că nu s-a întâmplat nimic. Unde țelină? Țelina e bună! Țelina e super! Ia zice, mântă ca să pot la, că îți dau eu fără țelină. Pe țină numai pupă dacă ți-o dau eu. Auzi ce zice? Auzi ce zice, Ana? Ce? Cărnițele, ai mai plecat zilele astea sau pești capuri de pe... Azară mi-o dat rup. Să vă mă rog, eu vă mint. Te lauzi, nu e adevărat, Anu, alaltă seară, nu aseară, alaltă seară, am greșit eu, aseară am visat că eram cu alta, avăla, că știe tata. Nu mai, Ana, nu mai poate el seara de seară, că-i boșorul bătrân, ce mai vrei? Tu chiar mă, tu vorbești care de ce ce asta e cu Paul, să nu mă labă, ții, ai grijă, ce vezi? Ai grijă, că m-au nevată. Ia-i moarită. Ai cuminte, că nu așa te-ai supătul. Băi, într-adevăr că eu na, nu-ți mai pot cum putem, dar vezi? Nu știu. Nu mă compara cu tine, că noi doi suntem din două lumi diferite, tată. Eu sunt de da, la lumi, de la sfârșitul lumii. Eu am us, eu sunt pe vremea comunismului și am... Da, da. Pentru că când ai porcit, nu l-ai dat-o prea mult. Trebuia să mai ții și până la bătrânețe. Așa e cum zici, bravo. Da. Vrei să știi că câte șapte numeri la 25 de ani mere. Dădeai? Da, sigur, cum? Eu te-am că mă fac să te păcălești pe nimeni. Hai să zic un 4, 5, 7. Păi eu șapte. No, asta o regisești o cum pe TikTok. Șapte, nu pune prostii de astea pe TikTok. Șapte, mă, omul Dumnezeu. No, asta o registrezi o pupă să știi. Nu pune că e mă faci de lucru. TikTok la tinerețe și... 7749, unchiu! Aaaa, dar de calculație! Amă, că știe tata! Vine-mă, tata, mă! 28 de care 38, exact, ori 56 minus lui. Și ajungi la 0, îți dă 0. Ia, doamne, dar nu mă laud eu cu ce nu pot face. Dar nici femeia nu poate mai mult decât 4 numere, mă, cu o ustură păsărica, mă, să mor la pe tine. Nici femeile nu pot, numai să dau ele mari, că când duce ele. Dar după 2-3 numere știi cum face? Eu îmi vine să fac pipi, nu mai pot, mă, doamne, pe ce? Bine, mă. Ți-ți. Ia, ți-ți. Ți-ți. Ia! Băi, gărdonă să te plângi. Pentru că ăsta e adevărul, tată. Dar de femeile să dau bombardere, dar după două numere... Da, dar de ce zici că nu putem noi? Nu știu, întreabă Pana, că e profesoră de sociologie. Întreabă. Deci lasă te amuză, zice că așa. Bine, mă, femeia e făcută din partea bărbatului, costa bărbatului și atunci tot orice ar zice bărbatul, femeia e contra lui. Știi? Da. No. Ia uite, domnică. Ia uite că moare tata. Ia uite că moare tata. Nu știu ce să mănânc, niște pită cu ceai să mănânc, niște pită cu margarină. Vă gândesc la ce să mănânc. Băi, când te aud pe cu pită cu ceai, ai avut copilăria grea ca mine. Nu, tata, pe aia îmi place. Crede-mă. Nu te lua după dracu de gordo 6-6. Nu, să se ia după... Nu mai eu. Că știu că pune numeri în plus. Nu mai e după Gordonană, că pune numeri în plus. Auzi, e dracu colț alb. Avăla, că știe tata colț. Eu n-aș vrea să fiu mușcat de Gordon. Ferească Dumnezeu.
Dacă eu te mut să mor, dacă nu-ți mai agită sângele pe din afară. Da, mi intră sângele în cap și mor. După două minute, îți gata. Rămâne tata cu fermarie pe urci. Așa ai zis că pe unul. Ai fost nervos într-o seară în live, mai ții minte? Cum ai zis? Bă, ai zis acolo, stai cum ai zis. Bă, ferească, Dumnezeu, și te-ai ridicat după scaunul ăla, te-ai dezbrăcat, așa. Bă, zice, eu dacă nu-l pot lovi, zice, eu îl mușc, mă, dar ferească Dumnezeu de mușcătura mea. N-am mai putut. A, nu ce aș fi. Bă, să rădea pe-ți live din mână. Ia-i, doamne. Dar iară, băi, Coca-Cola, ai zis că ești bețean. Păi ăsta e ultimul, până joi cum nu mai... Cum ți-ai revenit, cum hâți? Iară pe Coca-Cola. Bă, omule, până joi nu mai beau, că mi-o las sub din ăla de mare. Au făcut o excepție că, da, am băgat... Dar să știi că și eu mai îmi cumpăr Coca-Cola, ai văzut, dar eu îmi cumpăr la sticlă. Că parcă îmi ceare organismul, mă. Da, își ceare, mă, omule, care, a băut, care ai băut Coca-Cola, până mă, normal că își ceare organismul. Da, dar ție, nu mai ceare organismul altceva, numai cola își ceare. Măi, nu mai încerc să știi că nu mai am trupul ăla când îl avem oare. Nu mă refer la prostii. Altceva nu-și cere. Ce? Altceva nu-și cere corpul. Nu știu la ce. Nu îmi cere nimic. Dar dacă nu-i cu ce? Bă, 6-6. Știi, tata, vreau să te întreb pe tine și am un la bune te întreb. De ce nu faci tu duieturi cu femei? De ce nu prea faci tu duieturi cu femei? Mai nu vreau să spun aici că o să supăr o groază de femei. Că poate mă aude și nu... Eu știu de ce nu fac. Nu mi-e interzis să fac ordon. Ascultă-mă ce spun. Nu mi-e interzis. A? Dar eu știu de ce nu fac. De ce? Știu eu. Nu. Eu mă duc pe calea că ți-o frică de buiare. Nu-i bai. Lasă mai bine așa. Dar nu. Nu. Ia-i că te aude, doamna Ioana, să vezi ce părmi dă acasă. Nu e adevărat. Dar de ce, mă? Nici pe contul ăla mare, tu nu prea făceai contul. Tu nu, de când ești, nu faci duetul cu femei. Rar când faci. Fii atent, îți fac 4 dueturi cu 4 femei diferite. Nu urc mai mult de 20 de inimi. Da. Hai, ce-i drept? Ai văzut? M-ai înțeles? Am început să urc. Deja am trecut de 295.000, mă duc în sus. Bine, mă, tu ai libertate la tot. Păi, tată, dar și ce am produs? Am cumpărat în casă din bani, iarul, să ne înțorajă. Gordon, eu știi cum îs. Eu nu știu, tu n-ai observat. Tu clipurile mele, tu încerci să le duci pe Caterinca. Dar sunt clipuri foarte adevărate, ce spune acum. Da, mă, 6-6, da. Clipuri, Gordon, fii atent, eu râd glumesc cu tine aici, da? Da, da. Dacă nu o dăm în niște vorbe, eu minte n-aș să am închis telefonul și plec de aici. Am înțeles. Că îmi vine să plâng, să mă năcăjesc și îți închis și plec. Eu nu pot să fac live-uri când cineva mă întreabă anumite vorbe, dar când eu sunt liniștit. Și tu la comentariu mai scris ceva. Eu pot să-ți răspund pe chestia aia. Dar numai eu știu ce greu pot să răspund. Că mai răspund, am băgat într-o chestie. Înțelegi, da. Trebuie să-i răspund la om. Da, tată. 6-6, eu te înțeleg. Dar hai să zic ceva. Și nu la personal, ce spun eu. Am apreciat foarte mult și știu durerea ta adevărată și toți care te iubim. Gordon, nu o să înțelegi dacă nu ești trecut. Nu înțelegi, tată. Știu, nu mi-a murit. Uite, fii atent, dacă mi-aduci un om care a trecut prin ce am trecut eu, o să-l înțeleg din cap în picioare. Durerea aia nu o simți nimeni, măi, omule. Tu nu ai cum să o simți. Cum nici durerea ta care o ai, tu nu o simt eu. Mă înțelegi? Corect, dar te-am înțeles. Doar dacă ai pățit. Ok, te-am înțeles. Dar tu ceea ce faci, pentru tine asta e o descărcare. Știi cum e? Dacă nu le răspund la oameni și încerc să vin cu clipuri, cu altceva, știi? Tot acolo mă întreabă, știi? Da, păi că știi, deci, ești punctul slab. Da, dar știi cum e? N-aș mai vrea nici eu să mai vorbesc, încerc să schimb pe ceva, știi? Și o să mă gândesc în ultima, acum, că cum să eu să o schimb să mă debarasez, știi? Da. Că mie îmi face rău chestia asta. Știu, să știi. Pe domnul ăsta, trebuie să te vedem cu mâncări, nimic, cu mâncăruri, cu dansuri din alea. Da, dar degeaba, Gordon, că iară vine și mă întreabă, și iară mă întreabă, da. Și iară mă întreabă.
Dacă nu răspund, zice că răspund numai la cine vreau eu. Și vreau să mulțumesc. Ți-a plăcut duetul ăla ce s-a făcut astăzi cu fata? A pus și eu poza cu fata mea. Foarte bine. Mă, m-am gândit că o să-l fac, dar am găsit melodia aia și mi-a plăcut mult, știi? Da, și am zis, hai mă, să-l fac. Și acum s-a văzut că ai plus. Măi, da, pentru că știi cum e. Da. Nu-i... Când ai fată, nu-i ca și când ai băiat. Și... Corect. Păi niciodată nu se compară o fată cu un băiat. Fata e fată, băiatul e băiat. Și eu am fata astăzi, dai seama, eu nu mai am pe nimeni pe lumea asta. Aici ai drept. Și ascultă-mă, neamurile, cât cu neamuri, cât fără neamuri, îi spun eu. Neamuri sunt fata și nevastă, tama, atât. Și s-o termina șmecheria, că dacă tu nu-ți făceai ce ai în ziua de astăzi, nu ți-o da nimic. Nu! Auză, și eu am avut ăsta pentru că nici eu n-am fost cel bun cândva, știi? Păi, nu pot să zic că am fost sfântă cât de lume. Ultimii ani încoace, de când îți crești De când s-a născut fata asta care e acum în viață, eu m-am comințit. Nu, păi s-a îmbubăt la 18 ani, patate. Ai înțeles? Asta era vârsta de 20 și ceva de ani. Dar eu nu am fost rău, ca să zici că am făcut pușcărie sau am furat. Eu am fost foarte bătăuș. Sportiv ai fost în lumea. Nu, eu am fost bătăuș. Eu am fost cu bătaie. Eu am mers și am plătit la miliție, am plătit pe bătaie. Da, am înțeles. Ai înțeles? Eu n-am fost că cu hoții, cu șmecherii. No, auzi, bă, cine zicea eu să mă bat din părcum? Bă, de mă iau dată mână tărul pe mine, mă, că a fost sportiv. Da, da, nu e chiar așa, mă, că atunci am fost și eu. Asta. Gândirea mea era mică atunci, nu gândeam eu. Eram în gașcă, eram cu băieții, cu... No. Da. Nu da, tine era. Ideea că l-a arestat pe ăsta de Loradia, bă. Pe Răgu, să cum îl cheamă. Pe Negu. Și am auzit ceva, dar... No. E șmecher mare aici pe urmă. Bine, știu. Am auzit că l-a arestat deja. Nu știu nimic. O să-l sun eu, priva apare. Știu, nu te sun. Oameni grei. Grei. Știu, dar și cu Florin eu vorbesc cu ăla ce e în Belgia. Jaga, cu boxiorul. Jaga, eu vorbesc cu el. Mă sună, da, nu sunt că oameni... Mă sună și mă întreabă anumite teme. Tată, ce... ești oamenii sportivi și nu... Șvine, mă. No. Noi suntem foarte mici, adică ieșit mai tineri. Noi suntem... Da. În rezervă, cum ar vine. Da. Dar, nu, se leagă, că... Ai. Ce se face? Așa e viața, 6-6. Cum vrei, cum nu vrei, acolo ajungem unde vrea bunul Dumnezeu. Aiana, asta cu plânsul. Să știi că înainte eu nu plângeam așa. Adică plâng. Nu pot să vorbesc. No, și-mi dă lacrimile, adică, când vorbesc de ceva care mi-e drag. N-ai cum, mă, dacă cineva ți-e drag, când vorbești o persoană care ți-o fost dragă și te-o fost în sângele tău, nu poți să faci să nu plângi. Da, dar asta e chestia, no, că voi nu aveți cum să mă înțelegeți, nici cum. Da. Nu aveți cum, că n-ați trecut până așa ceva și... E clar. Că nu treci, n-ai sentimentul ăla. Nici să nu treceți până așa ceva. Ferească corect. Dumnezeu. Corect. Și mai ales când vezi că pruncii ți-ți mari și se ieși și se duci și rămâi singur, adică. Nici nu mai ai chef de nimic. Te cred. Poți să avea casă, poți să avea ce mânca, poți să avea orice, dacă... În urmă nu le duci niciuna cu tine, nici nimic nu duci cu tine, un costum de haine și atât. Și nici ala, poate îți dă, te bagă da. Ca pe Domnul Iisus, Doamne iartă-mă. Da, nici ala, bine zici, poate uite acum cu epidemia asta câți oameni au murit. Te bagă în sac de nylon și te... Serios. Și uite cât au lucrat oamenii aia și cât au făcut în viața lor și au băs. Pardon, ai făcut clipul ăla astăzi cu... 28 de, în 28 de ani ce ai strâns un iPhone. Bă, omul ăla ce-o, un telefon sau mă rog ce spune. Clipul ăla cine îl înțelege. Are ce de învățat de la omul ăla. Am făcut duet la eu. Da, dar cine nu înțelege, frate, nu înțelege până-i lumii. Bă, 6-6.
Să mă rog dacă te... Eu simt nevoia câteodată să mă duc la pocăi să-i ascult că vorbesc, mă. Dar da. Trebuie să dau un pastor din ăsta să minte... Uite, care să te atragă, care să da. Îți intri la o suflet. Da, da, să da. Dacă nu l-aș urmări, îl urmăresc. Și îmi place tătătă ce vorbește el în minutul da, cât are șansa. Și nu vorbește să vede cu câtă, bă, să vede din, că omul din suflet îți spune. Da. Deci, fii atent, am dat de pastori la pocăiți care au zis, nu-i obligat să te pocăiești. Poți să vii la biserică toată viața, că Dumnezeu te vede că ești în biserica noastră. Da. Tu ești fratele nostru. Dar uite, la mulți am fost, au zis, domnule, trebuie să te pocăi dacă vin biserică. Nu e adevărat. Sunt oameni mă, și oameni. Iar vrea să te atragă să te și botezi, știi? Da. Ca să te și botezi. Dar cumva, dar pocăiți să ajută parcă altfel, nu ca ortodox. Bă, nu vreau nici să da. O dau. Că eu sunt ortodox, ortodox. Da. Ortodox o să mor, așa zic eu, nu știu. Și dar nu chestia că trebuie să fii pocăit ca să fii bun. Nu, mă, ca să fii eu bun. Eu să fii... m-am născut ortodox mort, tată, eu nu trebuie la religie. Păi da, zic și eu, că nu... Nu, eu așa am mor. Dar aș vrea să mor înaintea lui Mihaela, să nu mă lasă Mihaela la bătrânețe, sigur că mă boluză. Vezi, asta gândire o am și eu. De ce oare? Dar crezi, doctor, că și el îi gândește la fel ca noi? Ce cred? Uite, spun sincer, poate că nu recunoaște. Vrei mea era. O zis nu, v-a făcut din cap nu. Nu, o zis nu. Nu știu. Eu nu știu, dar... Eu spun sincer, la când mă cunosc eu și atașat de e, dacă mi-a el ar pățit ceva și nu știu, cu mine n-ar fi bine, măi, omule. Băi, ți-ar fi greu o perioadă, mai ales dacă n-ai avea oameni care lângă tine știe susțină. Foarte greu ți-ar fi, spun eu. A sta online și aș plânge și aș bea și a striga de barauză și... Cred. Ți-ar fi foarte greu, ferească Dumnezeu, spun eu. Auzi, am făcut un joc, Mihaela, pe Facebook și iasă acolo, Mihaela, ce-ți lipsește viața ta? Și eu ieșit acolo, îți lipsește un amant. Am zis, dă drumul, zice, nu. Doamne, eu aș boluză, mă, la 6-6, acum știi tu cum Mihaela... Da, mă, știu. Dacă Doamne Ferea ar păți ceva, mi-ar fi foarte greu, dar bine, alinuții ei cum e acum și trebuie să-l pun unde eu îmi doresc să fie el cât de sus ajungă. Adică să aibă o familie și să-l văd bine. Și asta, dar mi-ar fi greu fără mea. El a că aș umbla casa atâta casa numai cu pozele ei și mi-ar fi greu. N-aș putea să mă mai iau cu nimeni. Mea el ar fi ultima. Da, măi, mai ales, da, și vârsta care avem altă gândire. Înțelegi? Da. Că ea le zice de multe ori, bă, că abia vrea și te schimbi de mine. Dar nu e așa. No. Nu e așa. No. Că deja vezi alta, vezi ăsta. Că rămâi cu văzutul, mă înțelegi? Auzi, eu de câte ori am la mea el că plec de acasă, deja mea el o zice, știi ce, să duci cu să spa bagajul. Dar nu mă zice, că nu-mi place. No. No, bă, nu știu, bă. Pot, dacă stau bine și mă gândesc, pot să zic că e prima dragoste, sinceră dragoste, că nu pun dragostea de copil, că aia e prima dragoste. Știi? Ai trecătoare, omul lui Dumnezeu, ai trecătoare. Aia, dar din toate femeile care am avut după 18 ani încoace, să zic așa, mi-a el e prima dragoste curată și sinceră, de care nu mi-am bătut joc, nu am dat-o cu ea la șmecherală, la prosteală, la avantaje, la... Nu, no, am avut și stilul ăsta de viață, care l-am avut. Dar cu mi-a el e singura femeie cu care am fost corect în viața mea. Și n-am fost fals, n-am trădat-o, n-am ascuns, nu sunt un om al dracului cu ea. De multe ori mă nervez când îmi zice, păi pot să-mi iau și eu aia, tu femeie nu-ți mai cere voie. Deci ca să vezi, nu-ți mai cere voie, că ai dreptul, ai banii tăi. Cordon, stai un pic, și la noi e cam aceeași discuție. Deci dacă, deci nu merem, noi nu merem și ne luăm ceva sau facem ceva pentru ăsta ca să nu știm unul de celălalt. Oh, nu, păi ai deja... Deci dacă, fii atent, dacă eu am vrut să-mi iau ceva, înțelegi?
I-am spus, dar chiar vreau să-și iei ceva. Mă, și eu un tricou. Deci vezi că am găsit un tricou frumos în mine. Mă, femeie, dar pe cine, de cine lucrează dărbania aceea? Ce? Corect. Înțelegi? Corect. I-am mai spus de 10.000 de ori. Mă, cum să zic eu, sinceritatea dintre cuplu, știi? Da. E sinceritatea asta. Uite, când vineri a fost tu, vineri, nu? Da, vineri când am fost la, se facă ălea la Alin, am mers într-un magazin și i-a plăcut una, o bluză, și eu am mai găsit una, asta albă, care e pe ea, cu florilece astea de argintiu aici, broșată, așa, frumoasă e bluza. Și am zis, iau și pe asta. Și s-a uitat la mine și eu zis, mulțumesc, Boludu, dar au zis, mulțumesc. Pardon. Fata asta mea, îi dau de multe ori că îi dau banii acolo, îi spun, e fata mea câți vei. De multe ori merg cu 10 lei la școală și o ține 2-3 zile. Nu îi strică. Fata mea lua măsa aur, nu-l portă. Nu l-a văzut nimeni cu aurul pe ea. Na. Îl ține acolo. Te cred. M-ai înțeles? Dar cum să nu văd? Dar... Deci, da. nu, dar auzi, hai să-ți cumpăr aia. Am văzut ceva frumos, o sun. Nu-i treabă. Înțelegi? Da. Nu-i treabă. Nu știu, e așa, cum să zic. Dar e foarte atașată de tine, mă. E simplă, nu vrea să fie... Da, e simplă, asta vreau să... E da. Foarte, foarte simplă. Da. Nu-i treaba aia. Ea nu pleacă, nu meri. Deși la școală câte excursii au fost posibile și asta tot o plecat. Da. Ea săraca, e tânără, i-a văzut țara asta și ăsta. Eu n-am fost... Asta când am fost în armată pe la București și până stânga, pe dreapta, pinea foiul. Aha. Băi, zice lumea că te țin în lans, măi, fată, mă. Mai du-te și tu, stânga-dreaptă. Bă, nu e că o ți stai un pic, asta nu e rău ce faci, tată. Nu că o țin în lans. Vreau să spun că recunosc că sunt un pic sever, dar nu severitatea e urâtă. Da. Dar foarte mândru de aia, în schimb. Păi, dar uite ce lume trăim, mă, 6-6, toată atâta dragoste. Ordon, nu trebuie să fiu înțeles prost. Nu, dar cine înțelege pe care... Dar cine mă cataloguează pe mine să arunce cu piatră? Nu. Corect. Înțelegi? Și nici nu trebuie să dau cuiva, bă, ce am făcut sau ce cutare. Mm-hmm. Nu? Ea e foarte pregătită de viață, fata. Îți spun. E bine așa, tată. I-am spus, fata mea, deosebește timpul rău de bine. Uită-te cu cine stai de vorbă. Dacă vezi că încearcă să profiți să ăsta, execută-l. Păi da. Lasă-mă că i-a dat Dumnezeu unul care să o iubească așa cum e, simplă. Că sunt. Nu știu ce a fi, cum a fi, dar... Auzi, dacă n-aș fi primul, ar fi al doilea. Știi că așa e viața. Poate nu-i primul, dar e al doilea. Trebuie să treacă pe teste prima dată. Normal. Stai la masă, ții față în față cu mine, înțelegi, și să le pun anumite întrebări. Păi de-acolo. Depinde. Și să-i pun bine, tu fiind bandit de meserie, îi pui tu și veri. Nu-s bandit, dar stat aici. Și atâta îți dau roade. Eu n-am avut bucurie mai mare decât când s-o născut ea și cealaltă fată. Eu alte bucurii în viață nu le-am avut. Dai că urcă șarpele sus, roade de arcaro, că mă uit la pescuit sub așul. Vreau să dea, să văd ce ai, uite Alice și-a lău oprit, roade de arcaro, mâncare codă la șarpe. Cam de 14 kg a prins Alin. Ăla-i pescar, mâncai arătat așa lău. E bine, abia duce așa lău acasă. Cum ai zis, adă pește? Cum ai zis, adă peștile acasă? Uite față de metal are. Ce faci, temniță? Nu, dar uite ce negru e. Uite ești, dar mâncați aș vrea să te duce. Mâncați chiar temnița, ia. Da, de amar. De-aia te de amare. Păduce. Păduce. De-aia te să spune asta, dai mare. Da, ia doftan, doftana ia. Ia tricou pe tine că să te vede femeile. Ia, să opriți, mă. Mamă, domnule, ăla-i pește. Ăla-i crocodil, mă, nu-i pește. Hai, hai mai arată-l o leacă, mă. Mai arată-l o dată. Îl vedem, mamă. Mamă, ce mare.
Mamă, domnule, ce acum? Gordon! Da, e aici pește. Să moră dacă i-am cumpărat. Uite, de acolo sunt ghițele temnițe. Să nu mai crească lucidia, să nu se să mai scoară șalău. Să nu-ți mai steie ție dreaptă în veci. Să nu poți să-ți luați nicio labă temnițări. Dar de fapt tu ai limbă. Aola, că ți-e nu-ți place. Alo, da, să nu te dau frică la cine ai dat limbă. Da și gură, ca dosarul tău, Brian. Da. Eu n-am, dar și nici nu o să mai dau temnițări. Eu să mai dai, bravo, așa, da. Ia, ui ce fain e. Nimeni nu prinde nimic, ca numai eu, temnițări. Bă, și n-ar fi. N-ar fi, dar unde ești acolo? Aici, la vreo 150 km de casă, e la mine, ia un lac mare. Aie, un lac. Aie, aie. Un râu mare, un râu mare. Bravo, ții. Sunt chinos numai, să mor eu. Chinos ești? Că nu-i nimeni. Dar da ce mi se văd tatuajul ăla pe spate? Bine, am mi-are ciocanul și zbă, oprește că trebuie să tai aici ce nu, nu, mă, că sunt pantaloni, mă. Bă, întoarce-te cu spatele să văd șarpele din spate. Ăla tatuatul. Nu, mă. Se întoarce bolul tu. Bă, ai văzut 6-6 ce fain crap? E aia salontă nu m-a luat. Da, da, am văzut. Aia s-o oglindă, crap oglindă. E, acizirea sălbatici, nu de aia știi de crescătorie, știi? Da, de știu, ori de aia. Da, bă, bă, se face un video de un minut cu, cu șerpeia mână și să-mi trimis pe priva să pupă TikTok. Bine, dar n-ai TikTok, care TikTok? N-are, că nu-i place, la te place numai Instagram, cu de acolo să-ți chiar ai TikTok. Ai văzut ce minițe? Am văzut, se trimis și la tata Nelson să vadă. Dage, dage, îmi trage în direct ca să vedeți, când scot unul. Da. Da. Ia, cu Magla Vais. Ce e la Magla Vais? E la cu care dau la peste, mă. Ah, Magla Vais îi zice. Așa îi zic eu, e un fel de, de fărină cu, am băgat chită, e, am băgat... Pe mai Glauaizu era din pupă, zămă, că la noi la Cluj, bă, cam ne-ai merg Glauaizu. Bine, ai băgat chită să-l ții în crapul, exact. Și care a sutat la pită? Lasă șarpe ăsta, 6-6, că tu nu te pricep la asta, tu ești mic. Bă, și eu eram, auzi, eram mai tânăr, măream și eu, aveam unii. Ai o poldale cât am fost. Acum, uite, fapt, aici, ai uite și a l-au oprit, bă, cață. Bă, dar și ai aici. Băi, duce acasă ăștia, duce acasă. Bă, zice femeia că vrea să duc unul sau doi, să guste. Da, doi, bă, la săraca. Doi. Băi, pe plac. N-ai auzit ce-o zis Gordon că te pruf. Adă pe aștile acasă, pruf cum eu. Să vezi tu clipul ce faci apoi cu pește. Aia dacă îl dă omul ăla, că el l-a prins, dar unghița aia lui ăla, știi? Nu. Numai sângur, taci mă, numai sângur, toată lumea s-a dus, nu a prins nimeni nimic, mă, numai eu, să mor eu. S-a dus de nervi, de nervi, s-a dus acasă, nu, de nervi, de supărare. Ai văzut temnițări dacă pun mâna la ei? Dar mă, ce ai băr, n-ai băr, ai pe ochi. Half case. Ai, cât ai dat pe ei? Știi, numai că cunosc filmul, mă duc când doamne, bate-mi la bară. Nu cunosc. Ba, cunosc. Ui, ce față din tendințele? Zici că trebuie citivist în serie. Du-te, mă, codea. Vezi, poate te vei cu șalupele pe acolo și crede că te-a spus pe ei, n-ai grijă. Nu zic că ești în România, zic că ești în Colombia. Să te ai mai bine. Bă, s-a dus toată lumea, că nu-i nimeni să-mi bat piciorul. Bă, dacă ți-a văzut că ți-a mâncat, ce să mai stai cu românul? Nimă ăsta păstă tot și aici. Am omorât un șerpe. No, acolo sunt șerpi? Da.
No, de amar, cine dracu mare? Acolgelea să-i mânce. Oh, de dar... Cum vă sunt cei de acolo? Acele unde șerpi de capul lor? Îți de aia de apă, mă. Ei, în apă nu o să mai bagă rucodin. Pe du-te, mă, uite ce faină e apa, uite-te ce albastră e. Uite-te, nu-i nimeni, mă, nici supra de om. Bă, n-ai văzut o țâță goală pe acolo, bun cu ceva. Păi numai eu cu femeia azi, mă. No, le-am auzit ce vorbesc. Ia te-mi nițea. A, uite ce mașină ai, no, le-am auzit, băie, au, la bicicleta ta. Place? Place, da, îți place ca ta, da. Săraca. Cine mai ca cine? Ra, ui, ui, bă, bijuterie. Dar dacă ai ajuns în Spania, ce mașină ai? Și în România aveai așa mașină, uite. Dă-te mare, Ioni, dă-te mare, Ioni. În 2000? 2016 decembrie, dar la anul nouț. Da. Numai 70.000 are. Eu le-am făcut toți. 10.000 au avut când l-am luat, că o mărs în probă cu el. Când l-au dus era sigilat, n-avea tamponele alea de la ăsta, era tot sigilat, el cum l-a dus după vapor, din Germania. L-a dus în Barcelona, dar nici nu, cred că cu mașina, nu mai știu cu ce l-a dus. Să folos sănătos, tată, să-i dai în 3 stâlpuri cu ea. Da, da. Chemnițarul, ce ciudă, bă, ce ciudă să chemnițarul ăsta. Așa ciudă e făcut timpul pe mine, numai atât după femeile mele. Dacă eu am mers cu una, dacă o fă liberă, nu e mai trebuit. Vezi că te pun pe mut, vezi ce vorbești, vezi ce dai din casă, să baci. Păi da, dacă așa o fă mai e mult, ce vrei? Vorbește frumos. Da, dar și ce femeie a avut chemnițarul? Zâle, alu ăla, dă din casă. Dă corupeta. Tu n-ai avut. Am avut, cum? Eu tot basta zic. Am fost tineri, mă, am unul deja gata, s-o gata. Acum ni l-a pescuit ca bătrânii. Da, bă, ai văzut vaporul ce ne-am cumpărat, ai văzut vaporul, videoclipul cu vaporul. Bine, amu, Codlea, Târgu Ogna. Ce brânal are de Târgu Ogna? O dată ce-a vaporul să stai în papă. Gordon de își lua mașina asta, știi cât zice că costă? 60.000 de euro. Ce? 120, mă, 120. Nu mă, parcă-l văd cum zice, uitați, bă, flămânzilor, mașină, 60.000 de euro. Știe tata, are tata mașină, are. Bă, când aveți mașină ca mine, atunci să povestiți, până atunci mergeți la muncă putorilor. Păi da, dar tu n-ai văzut ce neclar Mercedes am eu pus pe TikTok, măcar ăla ce se deschide urechile în sus. Alu, am dat-o ieftină. Eu ce mașini s-au plimbat în mizeru, i-am 3.000 de ani alții nu se plimbă. Cu mașina asta l-am dus pe tata. Auzi ce zice Ana, că ți-ar lua șală o mână. Dar aici este și... Auzi, Ana, tu nu ți rușine tu, Ana, tu ai bărbat acasă, avă-la. Dar cum zis că tu minzi, mă. Nu, bine, de să nu mai vă pară numai roșu. Nu-i golf, Ana, e Tiguan. De ea nu vea de bine, mă las-o și el zic pe placul ei, că nu vea de bine, săraca. Când ne vea pe unul, le-a și pe al doilea. Nici o zis, să mă roz, să-mi roz, să-i roz ei și mie, chemnițar. Pe logii, dacă mi-a tău, nu i-am eu. Bine, bă, eu zic, eu vreau Ioana, ce-mi copii de dragă. Dacă vreți, îmi dau la toate și pe 6-6 TikTok. Nu mă băga pe mine acolo. Alo, alo. Nu-l băga, bă, pe 6-6. Nu vezi că e de poliția. E de la poliția și permet. Au un șarpe, ce-o zis, roge, îmi dai bot. A, uite-te că scrie. Șarpe, roge, îmi dai bot, aduce miți. Au, ce zice, fata, roge, aba. Nu zice. Serios, roge, îmi dai bot, aduce. Nu, rode n-ai. Păi hai, dar rode n-ai. Băi, că mă duc în treabă afară. Bine, că jumătate la 8. Ne auzim bine. Mai târziu. Mai okay, târziu, ba. Bine. Vă pun... Ce faci, chemnițar? Ce să fac? Dau și eu aici un pic pe live să... Îmi bate un pic vântul, dar bă, așa e cald de aici. Dar să vede, cu ce roșu te-ai făcut, bă? Să strimi niște cremă în Nivea, să-i dai pe piept.
Da, nu mă că m-am dat cu cremă, dar deja cât e prinde soarele, că bate și vântul, știi? Da. Auză, șerpii! Mă contrazicem, adică nu mă contrazicem. Așa că ochiul ăsta la noi pe cablucet, în mână știu prima dată. Nu. Băciucaș. Nu. Băciucaș. Păi nu, băciucaș. Păi pe cu mine, la băciucaș. Nu, pe alta duc. Cu mine o sta băciucaș. Nu mă uit, Alexandru. Mai târziu mă uit la TikTok. Temnițer. Te dau în patină. Bă, ce-o mâncat dintele astea? Oi, 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 salată de bev, carne făcută în vulcan, băgată în cuptor. Pelican, salutare. Pelican, te pupăm, nu e aici pelican, mă. Roade, e cam. Rechinu. Bă, stai mai ceva care e. Pota bandă. Ia pe de cu pota bandă. Arată ce pechi există, bă. Ia să-i arăt. Hai, hai că pupă mare să vadă. Ai e capul meu, mă. Primul căs cu cațar. Tri șeptari. Doi am scăpat. No, de-amar, virge. 7 kg are unul, bă. La 3 kg. A, pe zbicuț, mă, a dus că au 10 kg, că așa pare acolo. Nu, dar am și la 5. Ai și la 5? E, unul la 5, unul la 2. Vezi că ți se vede spatele, alu, să ne înțelegem, faci striptease, tată. Unul la 3 și... Auzi, zice, pelicat, mi-ai cumpărat de la Complan. Da, că cumper pești de la Caobland, este, de la... Aia este Caobland, dar ci nu este. Nu, e ciudă la e ciudă la rechin. Da, dar nu că te duce capul să cumperi niște pești pe acolo să duce pași de râs. Nu fac eu de astea, mă. Tu n-ai văzut ce pești prind eu, mă. Da. Mă, eu înainte cu țară i-am mers la pescuitoa mâna la mână și nu există și după aia fac mâncarea asta cu mâna, știi? Și nu există să nu iau pește. Da. Timnițel. Mă, lumea nu știe ce cred. Ai înțeles? Aha. Auzi, bă, Temnițer, la pipa aia ta ți-ai făcut și loc așa pentru dinte să intre așa, știi? Acum să nu, e specială, făcută ai... la comandă, tate, 2000 de euro. Tăiat așa, nu? Îi tăiat așa și o pun pe așa. Bineînțeles. E, da, dar dacă vrei să o montezi așa pe dinte, nu poți. Nu, bă, nu intră dinte. Păi, păi o gaură așa, polizează așa în partea de sus și o bagi așa pe dinte, să ții numai așa și deschizi gura. Să știi că e o idee. Să moră dacă nu. Și faci TikTok. Da, da, Ana Mărea, ce șarpe vrei să vezi? Că ăsta are vă 4 șerpi acolo. Care? Ăla dintre boxer sau aia de dapă? Care vrei să vezi? Zic că am prins. Am prins Ana. Am prins Ana. Ai prins. Dar am arătat. Ai prins. Temnițerul. Hai, Temnițer, stai la plajă, nu stai acolo în Irlanda, la ploaie, cu umbrela. O să viu, tată, o să viu, dar eu că ce faci tu? O să vinim, dar nu, deocamdată de-abia nu se ridică toate interzecile. Doamna Geta. Bună. N-audie că vorbește la telefon. No, las-o, nu-mi băga, dacă nu-i place șerpi, las-o acolo să vorbească. Nu-i place, dar de la distanță. La fund am dat ăsta, cum îi zice? Cum, la fund? Auzi, mă. La fund. La fund. La fundul. La fund, la fund. Aha, la bul, hă? Da, da. Ce vede Temnițerul. Nu, mă, că am văzut că la fund, bă. Cum să zice așa ceva, bă, omule? Ce râs are. Ce-ai făcut acolo? Ai, bandit, ești pușcăriașule.
Dar ce zicea în Maria? De-ar fi acolo să bălăci și eu pichea în apa aia pe de acolo. Nu, zice. Ba, o scris în chat, uite ce. Ce fain, loc, mă. Aia, au zis că e fain. Da, eu n-am înțeles bine. Da, uite-te, uite-te. Yo. Și nu te-ai băgat în apă până în mijloc, acolo te-ai băgat în capa. Am picat în apă. Hei! Și? Și ea, nu vezi că mi-i zlau scahanile. Ia, dar bă, n-ai mers până încolo în apă. Băi, tu n-auzi că m-am dus după pești mai încolo și era o groapă în apă, m-am băgat în apă și naștiu și am intrat până aici. Da. Ia. L-au scat. Ia. Băi, pantalonii ai ajuns că de unde ai ce-o după sârmă? După sârmă, este pescuit, mă. A, bă, da. Îți mai e mult, îți vechi, dar azi e pescuit, așa e, știi? Că dimineața fără core, dimineața 15 grade, știi? Și apoi urcă până în 27, 28. E cald, aici, mă. Auzi, stai că așa. Iana Maria, cea, te iubești șarpe. Care șarpe, care șarpe iubești? Ana Maria are bărbat, eu am femeie aici. Tot în bălit. Chemnița aia. Uite că Velecan o cheamă în Spania. Bă, Velecan, un pic până la nască, ai boiare, bă, alu, să ne înțelege. Dai cu minte. Nu băi invitații din astea directe. Alu, bănăștorul, de 9, de 10, dai cu minte. Acum bate vântul, Ana Maria. Nu să... Auzi, te crezi șarpe, eu te iubesc, nu ce zice. Da, o femeie vezi de teamă cum o insulat, îi bat în casă papii. Okay, oricum, Ana, oricum nu-l cred, că ăsta povestește numai prostii. Nu e adevărat, m-au sunat în privat și mi-au cerut Facebook-ul tău, Ana, să văd dacă te mint. Da, o am de... O am de mult pe Facebook. Niciodată nu i-am trimis nimic, nu am deranjat. Dar bă, că glumesc, mă, voluntule. Păi normal că merg cu rupa, da, Mihaela, aici. Numai dintele. Puneți-l să deschidă gura și luați lingura și-n dinte. Iau cu patentul. Cu patentul. Bine? Da. Vezi de treaba ta, Că vreau, mă bag pe OMTV, tată, mă bag pe OMTV, live. Când? Acum. Când te bagi? Ești bine, mă? Ești bine. Am venit un pic să ies, că am avut azi liber și am zis că să ies, să stau între patru pereți. Acesta e fără mască, că la noi trebuie să ai masca pe stradă, știi? Păi astăzi în România s-o lua masca jos. Păi în România, bă, dar noi nu suntem în România, suntem în Spania. Și bă, dar în Spania am nimic rău pe poliță, nu fac am nimic rău pe poliță. Temnițe. Ai mâncat, bă? Ai mâncat ăsta tu, codă de veveriță în sos de rouă? Nu. Nu vezi? Dar anaconda, ai mâncat de când ești în Spania, ai mâncat anaconda. Nu. A, păcat. Dar vrei să mănci? Sau ca nou meu să mănci? Aici nu este, mă, anaconda. Lasă că îți ajung eu când viu. Îți dau eu anaconda. Hai că ți-l dau eu, pamneu. Hai că ți-l dau eu. Auzi, aci sunt și șalăi, aci, pe bune, este și șalău. Duce. Da, da. În apa aici este șalău. Dar cât are un șalău din ăla? Da, o trichile. Și ce cinci este? Este și de lugimea, 10 este. Lugimea, ba, nu interesează lugimea. Cât e șalău la lugime? Păi, deja un șalău de un kil are vreo 40 centimetri. Da, pe ei trebuie mai de 60. O să mă la pasă mâncă. Să știi că dacă ai mâncat șalău, ți-ar crește dință. Temnițar, dacă ai mâncat șalău, ți-ar crește dință. Ei, Lada, ei, Lada, tată, că mi-e rupt, trebuie, eu ia barbe și... Ei, Lada, nu-mi dau mie. Eu nu mânc șalău.
Eu mă numai de caracatiță. Eu mă din ăla, peștele să fie roșu. Cum îi zice ăla? Acum întreba dacă e cap. Din ăla ce mâncă. Eu numai somon, mă, tată, somon. Aia ce să vezi pește, dorată, seaba, somon, cod, macrou, tot ce vrei, este un pic de mare. Acă, acă. Și zibasul e bun, și zibasul e foarte bun pește. Da, aia lumină se numește aici, zibasul. Lumină. Și codul, și macrou, și sărbun. Da, ce? Da, am mâncat gordonul o slănină de aia bună de la noi, afumată, cu ceapă, cu roșie. A ce e zi? Ați arăgând că n-am mâncat slănină de nu știu când. Aici, roșie, cu brânză, cu ceapă, așa e, ca lumea, cu ardei, castraveți, cu oferte. Bine, mă. A, bă, n-o duc rău acolo. O să faci grătarele lui Dumnezeu, că cum e slănină bună, s-ascunde. Orice. Da, da. Cașcaval. Dar dacă vin Spania, îți dau și eu. Și ție. De nu trebuie, că îmi stă pe dinte, nu pot. Îți fac mămăligă cu brânză. Să ți încolojească din tine. Pe cerul bun. Bă, dar ai pe periuță de dinți, de care ai? Aia specială, tată, care mi-are numai pe un dinte. Să faci o poză, să facem toți o poză cu peria de dinți. Lasă că fac. Dar am făcut TikTok, că mă spun pe dinte. Au făcut o grămadă vizualizări. Video. Cu ce-l dai? Numai cu pastă sau dai și bicarbonat pe el și... Ce periuță de dinți ai? Uite, bă, periuța mea de dinți, vezi? S-a format după dinche, nu? Asta. Tot, tată. E pe bază de baterie merge, nu mă țin ăla și să burc el după dinte și pe puia îl pupă, da? Tot. Asta l-au chiar cu gura. Vezi să nu ți-l ascută ca la vampiri. Da, de-a mar virge, aula. Nu ți-o da, mă, la peștile. L-o luat el de-a mar, nu, virge. Ai făcut poză. Și am început cu câmpigul ăla. Ca așa pe că te las. Și eu te las. Să gata, așa să păstrimi al ăsta așa să gata. Pe YouTube, pe OBTV. Dar păi eu imediat mă pregătesc și mă duc acasă și... Da, bun, hai că ne auzim, te pup. Ne auzim. Pa, ceau. Ceau, te... Vă pup pe tăți în egală măsură, tată. Hai, nu tine, doacă-te, să mâncăm când ne băgăm pe OBTV, bine? Vă pupăm, tată! O zi faină vă doresc! Seară faină! Seară faină și ce pune săptămână frumos! Alin! Hai că o ce caută pe cineva, că am uitat! Un pic încoa! Cu telefonul tău vină! Hai repede! Hai mă încoace! Vină un pic cu telefonul tău! Hai caută-l pe băiatul ăsta pe Instagram! Pe Instagram! Că vrea să-i fac o promovare! Uite aici e din numele lui! Stai că-l vede pe telefonul. Uite acolo-i! Că vrea să-i fac reclamă și la ceva, nu știu ce afacere are el. Să vedem. Ăla-i? Da. No, dă-i un mesaj când vrea să sune. Zic, nu trebuie să dau un mesaj. Da? Pentru să-mi accepte cererea. No, bun, hai că... Dar fă-mi un screenshot la el. Fă-mi un screenshot la Instagram-ul lui să-i fac promovare pe TikTok și pe YouTube.
Vă pupăm, vă pupăm, hai să văd cum se faci bine ca să... Deci n-ai putut să-i lași mesaj? Nu, tata. Ok. Păi nu, băi, la, mă, așa se vede că... Păi da, că i-am dat dumneavoastră să o ai făcut-o privat. Bun, vă pup, tată, ne vedem, vă pupăm. Într-o oră intru eu pe canalul meu, dar pe OMTV, vă pup.